în sfârșit s-a elucidat misterul. Patriarhul Daniel este vaccinat. Da, e o informație care este extrem de importantă și care sper să-i facă pe enoriași, mai ales pe cei de la țară, să înțeleagă cât de important este să urmeze exemplu. Pe de altă parte, dacă își dorea asta, o putea anunța mai din timp. Asta era poate cum mai important, într-adevăr. Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem Irina Gologan și Daniel Osmanovi și vă invităm la Focus la Prima Oră. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Toți miniștrii propuși de Alianța PNL-PSD-UDMR au primit avizul comisiilor parlamentare de specialitate. Astăzi, guvernul Ciucă va fi votat în plenul Parlamentului. Americanii de la baza Cogălnicianu au fost jefuiți de români. Procurorii DIICOT au audiat mai multe persoane suspecte că ar fi furat timp de 4 ani motorină în valoare de 2 milioane de dolari din baza militară. Patriarhul Daniel a anunțat că s-a vaccinat anti-COVID. Șeful Bisericii Ortodoxe Române a îndemnat pe credincioși să asculte de sfaturile medicilor. Și mii de oameni au luat cu asalt străzile marilor orașe din Turcia după ce moneda națională s-a devalorizat brusc. Protestatarii au cerut demisia președintelui Erdogan. Au apărut noi informații despre tânăra de 18 ani care a sărit pe geam de la etajul 8 al unui bloc din Baia Mare. Se pare că aceasta s-ar fi certat cu părinții care nu erau de acord cu relația pe care o avea cu o altă fată. A supraviețuit căderii gol, însă acum este internat în coma la spital, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de a supraviețui. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Sunt imagini filmate la scurt timp după ce Alexandra a încercat să-și pună capăt zilelor. Relatările apropiaților arată că acesta este doar punctul culminant al dramei pe care o traversa fata. Era respinsă de părinți după ce în urmă cu jumătate de an se mutase în locuința unei fete alături de care trăia o poveste de dragoste. Cel mai probabil într-un moment de rătăcire singură în casă, Alexandra a sărit în gol de la etajul 8. A fost preluată imediat de un echipaj smurt care a dus-o la spitalul din Baia Mare. Stare generală gravă, stare de șoc post-traumatic cu hemopneumotorace, care a fost rezolvat în serviciu de urgență, fractură de bazin, fractură de membre inferioare. Având în vedere stare generală, stare de comă, intubată, în cursul dimineții s-a făcut o reevaluare tomografică a bolnavei, motiv pentru care echipa de chirurgi a intrat pe în sala de operație pentru hemoragie internă. Prognosticul este rezervat. Refuzul părinților de a o mai primi înapoi acasă este văzut de specialiști drept principalul motiv care a dus la gestul sinucigaș. Când copilul tău are probleme, în loc să-i fie alături, îl îndepărtezi și spui nu te primesc acasă pentru că orientarea ta este diferită față de ce cred eu. Este clar că a cântărit foarte mult în decizia fetei pentru că s-a simțit singură și abandonată. Respingerea și lipsa de înțelegere din partea părinților pot provoca traume adânci, arată psihologii. De foarte multe ori părinții au ideea de mă faci de râs sau ce să zică lumea și mai ales diferența aceasta de generații, le este foarte greu să conștientizeze că până la urmă este o alegere a copilului, nu este ceva genetic care se poate schimba. Ar trebui să încerce să înțeleagă, să comunice în primul rând, dar cel mai important ar fi să meargă împreună la psiholog pentru a realiza calea aceasta de mijloc de mediere. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate împrejurările care au dus la tentativa de suicid a fetei. Cartea actorului George Burcea despre violența domestică a fost scoasă de la vânzare din cauza declarațiilor sale extrem de controversate. Ce a spus scriitorul despre acest fenomen aflăm în scurt timp la Focus la Prima Oră. La aproape un an de la debutul campaniei de vaccinare anticovid în România, Patriarhul Daniel a confirmat că s-a imunizat. Anunțul șefului Bisericii Ortodoxe Române a fost făcut în Parlamentul României, unde Patriarhul a fost invitat la ședința solemnă a Parlamentului cu ocazia zilei de 1 decembrie. Un eveniment la care intrarea s-a făcut exclusiv pe baza certificatului verde. Să facă ascultare de medici. Șeful Bisericii Ortodoxe Române nu a vrut să ofere mai multe informații, însă cel mai probabil a ales serul Pfizer sau Moderna, care se administrează în două doze. Patriarhul i-a îndemnat pe credincioșii români să asculte sfaturile medicilor.
Caz controversat în comuna ilfoveană Săbăreni. Un bărbat a murit după ce s-a necat în fosa septică a primăriei și nimeni nu a fost tras la răspundere. Anchetatorii au stabilit că ar fi vorba de omor cu autori necunoscuți și au clasat dosar penal. În schimb, familia consideră că omul a murit pentru că locul nu era semnalat corespunzător și nici îngrădit așa cum ar fi trebuit. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Momentan. Două persoane din Pitești, tată și fiică, au scăpat ca prin minune după ce mașina în care se aflau a fost izbită în plin de un tir. Cele două victime, tânăra de 18 ani care era la volan și tatăl său în vârstă de 50 de ani, au reușit să iasă singure din mașină. Șoferița a fost transportată de urgență la spital cu traumatism craniofacial, dureri toracice și lovituri la mâini. Acțiunea de amploare a procurorilor DIICOT pentru destructurarea rețelelor interlope care acționează în mai multe zone din țară. Peste 170 de suspecți au fost duși ieri la audieri după ce oamenii legii au făcut mai bine de 450 de percheziții. Pe lista celor mai spectaculoase intervenții a fost și prinderea unor interlopi din Constanța care au furat motorină în valoare de 2 milioane de dolari din baza militară americană de la Cogălnicianu. Banda celor șapte români a acționat nestingherită în perimetrul bazei militare de la Mihail Cogălnicianu începând cu anul 2017. Românii aveau complici în interior și cu ajutorul lor sustrăgeau motorina pe care americanii o foloseau pentru alimentarea generatorelor de electricitate. Era o motorină de bună calitate care se vinde repede și bine pe piața neagră a combustibililor. Sustrăgeau mari cantități de motorină pe care o vindeau imediat ca să nu fie prinși cu marfa acasă. Când au văzut că afacerea le merge ca pe roate, ani de zile, românii și-au extins activitatea și în afara bazei militare, pe câmpurile de luptă. După ce au sesizat furturile, americanii au anunțat partenerii români. Procurorii DIICOT i-au filat pe interlop și au bătut la ușă. Deschide poliția! Suspecții au fost aduși la audieri în capitală. Prejudiciul reclamat de partea americană se ridică la 2 milioane de dolari. Descinderea a avut loc și la Arad. 9 persoane au fost ridicate de procurori după ce s-a descoperit că introduceau ilegal în țară parfumuri contrafăcute în Turcia. De ce v-au chemat aici? Membrii grupării acționau încă din 2020. Era o rețea foarte bine structurată. Preluau parfumurile de la transportatorii care le introduceau ilegal în țară, iar ulterior le expediau prin intermediul firmelor de curierat. O altă parte a grupării se ocupa de comercializarea produselor. Și aceste percheziții au făcut parte din operațiunea Ziua Z, în care sute de polițiști împreună cu procurori DIICOT au efectuat 457 de percheziții. Procurorii DIICOT au descins și la câteva adrese din Galați și Brăila. Zeci de suspecți de proxenetism au fost reținuți pentru că ar fi racolat mai multe fete minore pe care le băteau și apoi le forțau să se prostitueze. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Gruparea de proxenezi din Galați vizată de procuror s-a trezit cu polițiștii la ușă. Scene similare au avut loc și în Brăila. Tinerele care au căzut în plasa infractorilor provin din familii destrămate sau cu o situație materială precară. Ademenite de un câștig iluzoriu sau racolate cu forța, fetele ajungeau să fie obligate să se prostitueze, pe stradă sau în locuințe închiriate de traficanți. Banii nu ajungeau niciodată la victime. Ieșirea la iveală acestei situații a revoltat pe oameni. Pedepse mai mari și schimbate multe reguli. E normal ca în 2021 să se mai întâmple așa ceva? Eu zic că nu. Trebuie legi mai aspri. În primul rând, aprobarea pedepsei capitale. Și, bineînțeles, mai multe patrulii pe stradă, pentru că, vedeți și noastră, nu avem siguranță. Ce e mai rău? Și pe scaunul electric. Că-l bagi în pușcărie, scrii o carte, faci 2-3 ani, ieși. Mulți se tem pentru siguranța propriilor copii. Păi merită să se închiși acolo unde trebuie. Femeie bătrână vin și le iau de la școală, că tot de frica asta. Să nu iei, să-i ducă pe undeva. Închisoare, ce să merite? Cum să ia copiii? Indiferent cum ar fi copilul, că e sărac, că e bogat, că aia nu se merită să-i aplici tratamentul ăsta. 25 de persoane au fost aduse cu mandat la sediul DIICOT Galați, iar alte 29 au fost audiate la sediul teritorial al DIICOT Brăila. Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost reținut după ce a profitat de naivitatea mai multor adolescente pe care le convingea să se lase filmate în ipostaze intime. Acesta posta, contra cost, clipuri cu tentă sexuală pe diverse rețele sociale și doar o mică parte din bani ajungea în buzunarul fetelor. Vă întrezi de dimineață de la poliție, dar acum mă de la
Polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Timiș au aflat de afacerea pusă la cale de timișorean de la tatăl uneia dintre fete. Oamenii legii au reușit să-l depisteze pe individ și au început să-l monitorizeze. Apoi au descins atât la locuința tânărului, cât și la un alt apartament din Timișoara, unde se bănuiește că ar fi fost înființat un studio de videochat. Și totuși, de ce te-au luat poliția? Mă duc să aflu la... Nu ți-au spus nimica? Încă nu. Dar tu te știi vinovat cu ceva? Polițiștii au aflat că tânărul a racolat mai multe tinere pe care le-a convins că pot câștiga ușor bani dacă se dezbracă în fața unei camere video conectată la un chat de pe o rețea de socializare. Cele patru victime au fost până acum identificate, fetele având vârste cuprinse între 15 și 16 ani. Câștigai bani de pe urma fetelor. Cum le-ai găsit pe fete? Banii pentru întâlnirile online dintre copile și clienți intrau în contul timișoreanului. Fetele primeau doar câteva zeci de lei. Eu nu intram la el în cameră. Deci, dacă ați fost și dincolo, aia casa aia i-am dat-o lui, iar lui, și el face ce vrea acolo. Are 38 de ani. Credeți că ar fi în stare de așa ceva? Vorbim de fete tinere, 15, 16, 17 ani. Sincer spun, nu cred că e în stare. Atât fetele, cât și suspectul au fost audiați la sediul DIICOT Timișoara. Oamenii legii au ridicat și din locuința tânărului un calculator, o unitate de stocare, dar și un telefon. Premieră pe piața de carte din România, editura care a publicat romanul actorului George Burcea a retras volumul de la vânzare. Decizia a fost luată după ce scriitorul a instigat la violență împotriva femeilor într-un live pe o rețea socială. În mod bizar, cartea scrisă de George Burcea este tocmai despre violența domestică care i-a marcat copilăria. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Eu sunt pentru înțelegere și dragoste și, nu știu, înțelegerea cuplului și voi mă jurați că eu gătesc? Voi mă jigniți că eu gătesc? Păi, fetelor, sincer vă spun, repet și închid cu lucrul ăsta. Vă doresc să aveți bărbați care, în momentul în care vin de la muncă, să vă ia la palmă. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îmi dădea bunicii mele. Vă doresc capace în cap, sincer, că asta meritați. Se pare că unele femei asta merită, bro. Este mesajul transmis într-un live pe Instagram de George Burcea, actor și autor al cărții Scrisoare pentru Ceaușescu, care tratează chiar subiectul violenței în familie. Dragilor, dacă nu e ciorba fierbinte sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro! Bateți-le, că asta merită probabil, iertați-mă! Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul. În urma acestor mesaje, editura a decis să retragă de pe piață romanul scris de George Burcea. Am luat decizia firească, mi se pare, adică nu vreau să fiu transformat în nu știu ce. E chiar o decizie firească de a întrerupe această colaborare și de a-și vedea fiecare de drumul. E, într-adevăr, o pierdere financiară semnificativă, dar până la urmă e un titlu. O editură nu stă într-un singur titlu. Cartea a fost tipărită în 5.000 de exemplare și devenise bestsellerul editurii în luna octombrie. Romanul este inspirat din viața lui George Burcea și prezintă situațiile cumplite prin care mama sa, terorizată de soț, a trecut, dar și efectul acestor traume asupra copiilor. Tocmai de aceea, comentariile de acum ale actorului sunt greu de înțeles. Eu știu că el este împotriva lucrul ăsta, că doar de aia și scris. Și cartea a fost un moment nefericit, dar care pentru mine nu are scuze și pentru peste care eu nu voi trece și nici partenerii mei, că am discutat și cu librăriile. La câteva ore după live, George Burcea a publicat un mesaj prin care își cerea iertare. În urma unui val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care mi-este rușine. Am greșit în felul în care m-am exprimat. Am greșit în felul în care am reacționat. Dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste nici mie și nici unei femei, a scris Burcea, care a adăugat că ce a spus este impardonabil. George Burcea a fost căsătorit cu artista Andreea Bălan, alături de care are două fetițe. De profesie actor, a jucat inclusiv pe scena Teatrului Național, iar recent a fost distribuit în serialul Familia Adams, regizat de Tim Burton. Incident mai puțin obișnuit la audierile unor noi martori din dosarul crimelor de la Caracal. Avocata familiei Melencu a acuzat-o pe Dudorița Măceșanu, mama Alexandrei, că refuză să ceară probe autorităților. La termenul de ieri al procesului, judecătorii au mai audiat trei martori, printre care Raymond Rădoi, bărbatul care i-a sunat pe polițiști pentru a le da detalii în legătură cu locul unde s-ar fi aflat Alexandra Măceșanu. În luna ianuarie anului trecut, procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pe Gheorghe Dincă pentru trafic de persoane, viol, omor calificat și profanare de cadavre. În același dosar, Ștefan Rișipițeanu, vecinul lui Dinică, este acuzat de viol. Am solicitat să mi se facă o adresă, să-mi dea originalele
suporturilor de la operatorii de telefonie mobilă. Și judecătoarea a zis că această cerere o poate face numai mama Alexandrei prin apărătorul său. Lucru pe care mama Alexandrei a refuzat categoric. Și a spus, dacă nu îți soliciți probe să-ți cauți fata, înseamnă că știi unde e. În momentul în care îți dispare copilul, îl faci pe dracu în patru să-ți-l cauți. Părinții ăștia și bunicii Luizei aleargă disperat să-și caute fata. Mama Alexandrei refuză să ceară probe. Eu mă gândesc că aici este altceva, cu totul altceva decât se încearcă a se acredita în public. Este un comportament neadecvat și nu face decât să pună presiune în continuare pe mama Alexandrei, care este deja și destul de traumatizată de lipsa fetei. Ministrii Alianței PNL, PSD-UDMR au primit doar răspunsuri favorabile la audierile de ieri din comisiile parlamentare de specialitate. Dacă pe hârtie totul a fost cum trebuie, liniștea și pacea din comisia a fost perturbată din când în când de bâlbele viitorilor miniștri. Așadar, singura care nu a primit aviz pozitiv a fost limba română, pe care câțiva titulari de portofoliu din noul guvern nu păreau că o știu prea bine. Ba, din contră. Noua majoritate solidă formată în Parlament a anunțat deja că audierile vor fi formale. Miniștrii, unii dintre ei necunoscuți publicului larg, au prezentat timid programul de guvernare. De emoții, unii s-au mai și încurcat. A fost o echipă care mințile au lucrat ca să se eficientizeze o situație. Strategia europeană de la furcă, de la fermă, la furculiță, are o viziune care a născut foarte multe rumori în spațiu public. Numele ministrului propus la șefia finanțelor a fost confundat de parlamentari cu cel al premierului încă în funcție. Obținerea unui aviz în urma audierii privind candidatura domnului Adrian Câțu la funcția de ministru, Câciu la funcția de ministru al finanțelor publice. Defecte au fost și multe dintre răspunsurile viitorului ministru. Identificarea va fi aprobată vineri noaptea, vineri seara, vineri. Stăm până când o aprobăm, adică nu înțelegeți că noaptea ca cum se întâmplă. Propus la sănătate, Alexandru Rafil a fost stăpân pe el pe tot parcursul audierilor. A oferit și informații despre vaccinare și reacții adverse membrilor mai sceptici ai comisiei. A anunțat însă că implementarea certificatului verde profesional mai are de așteptat. Eu vă dau doar un exemplu teoretic. Introducerea, de exemplu, ar putea să fie după 3 săptămâni de creștere consecutivă cu un indice de multiplicare mai mare de 1,5, de exemplu. Retragerea ar fi o scădere similară, dar și sub o incidență, să spunem, de 1 sau de 0,5. Cu experiență în fruntea guvernului, Sorin Grindeanu a oferit chiar și o motivație pentru alianța de conjunctură a socialdemocraților cu PNL. România se află la un punct de cotitură, atât din punct de vedere sanitar, economic, social. Toate aceste lucruri au dus la ceea ce poate părea nefiresc, această alianță mare. Sorin Câmpeanu, deja un veteran al audierilor, s-a aflat pentru a treia oară în fața parlamentarilor din Comisia pe Educație. Nu știu câte realizări au fost în această perioadă, dar efortul principal a fost pe menținerea școlilor deschise. Și pentru că armonia a plutit în aer așa cum era de așteptat, toți cei 20 de miniștri propuși au primit avize pozitive. Guvernul Ciucă urmează să primească și votul de încredere în Parlament. Ministerul Finanțelor a publicat aseară proiectul de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară. În documentul afișat pe site-ul Ministerului există alocări semnificative pentru Ministerul Sănătății, al Muncii și al Finanțelor, dar și scăderi la agricultură și transporturi. Proiectul mai prevede un plus de 727 de milioane de lei la fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului. În proiectul de rectificare se mai arată că veniturile estimate pentru anul în curs cresc cu 1,11 miliarde de lei, iar deficitul bugetar se menține la 7,13% din PIB. Biciclistul care a provocat, fără să vrea, un accident în Cluj-Napoca, în urma căruia un om a murit, a fost reținut pentru 24 de ore. Culmea ironiei, tânărul este student al universității la care bărbatul ținea cursuri. Noile imagini surprinse de camerele de supraveghere au scos la iveală și un martor cheie. O femeie care se afla pe trotuar chiar lângă profesorul universitar care și-a pierdut viața. Au apărut imagini noi de la accidentul din Cluj-Napoca. Se poate observa clar cum biciclistul taie cele trei benzi și iese în fața șoferului care a intrat cu mașina într-un om care se afla pe trotuar. Imaginile îl incriminează pe biciclistul care într-un final a fost găsit de polițiști. Polițiștii de la
secția 6 i-au refăcut tânărului întregul traseu. Ei au luat imagini și de pe alte camere de supraveghere și la o zi după accident l-au săltat pe tânărul biciclist chiar din această zonă unde se află și un campus universitar. El era pe aceeași bicicletă și era îmbrăcat cu același echipament de pe care s-au luat ulterior probe. Inițial, tânărul nu a vrut să-și recunoască fapta. În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind condus și predat reprezentanților unui centru de reținere și arestare preventivă. Colegii de la universitate încă sunt în stare de șoc. Trist. Suntem într-o situație tristă pentru toți, pentru colegii din departament, colegii din universitate. E un om care, la care țineam foarte mult. Era un om, un cadru didactic deosebit, altruist. I-a ajutat pe toți, inclusiv pe colegi, dacă aveau probleme dificile de rezolvat, inclusiv profesionale și personale. Noile imagini au scos la iveală și un detaliu șocant. Pe trotuar se mai afla o femeie care a scăpat cu viață ca prin minune. Un martor cheie care i-ar fi ajutat mult în anchetă pe polițiști a plecat imediat după impact. Vorbim despre o femeie care apare în imagini chiar lângă profesorul universitar. Aceasta l-a văzut căzând la pământ, însă și-a continuat drumul fără nicio reacție, cel mai probabil șocată de întreaga scenă, spun anchetatorii. Magistrații vor decide în curând dacă tânărul va primi mandat de arestare pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului. La 150 de ani de la construcția căii ferate Alba Iulia-Târgu Mureș, o drezină Buick fabricată în Statele Unite în anul 1940 a pornit din nou agale pe șine. Automobilul a fost cumpărat de Gheorghe Gheorghiu Dej, fostul șef de stat comunist din anii 60, însă din 1996 a fost abandonat pe o linie ferată din Brașov. Mașina a fost restaurată din banii proprii de mai mulți angajați ai CFR. Pe lângă drezina Buick, aceștia au readus la viață, tot cu banii lor, o locomotivă cu aburi din 1954 și un vagon de călător fabricat în anul 1915. Iar următoarea pe listă este o drezină a familiei regale a României, construită în 1935. Cadou inedit primit de jucătorii echipei naționale de fotbal a Irlandei de Nord. Pentru cele 93 de minute jucate împotriva Italiei, elvețienii le-au dăruit 9,3 kg de ciocolată. Elveția s-a calificat la Cupa Mondială din Qatar și datorită rezultatului de egalitate dintre Irlanda de Nord și Italia din ultima etapă a grupelor preliminare. În urma acestor rezultate, elvețienii au câștigat grupa, iar italienii au terminat pe locul 2 și vor juca un meci de baraj pentru a ajunge la Mondialul din Qatar. Mergem către colega noastră, Georgia, care vine cu niște informații extraordinar de importante despre vreme. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața tuturor! Da, astăzi o să avem o temperatură normală pentru această perioadă. O să vedem și soarele din când în când, la fel cum s-a întâmplat și ieri, că au fost perioade când a ieșit soarele. Mai norat așa o să fie prin sud-estul și sud-vestul țării. De mâine însă se încălzește și această încălzire continuă și pentru ziua de sâmbătă, doar că mâine sunt anunțate ploi în aproape toată țara și vântul va avea și intensificări pe crestele meridionalilor, Moldova, Banat și pe litoral. Atunci dă-ne mai multe detalii. Da, dar pentru început, Europa. Da. Da. Așadar, mergem în Europa, va ploua în sudul, sud-vestul și nordul continentului și local se vor strânge cantități însemnate de apă, iar nordul Finlandei și al Rusiei, peninsula Scandinavă și în zonele de munte va fi lapoviță și ninsoare. Ploi sunt anunțate și în restul Europei, dar pe arii restrânse. Astăzi vor mai crește temperaturile în partea de est, iar în rest știți că nu se modifică semnificativ. Iată, la Lisabona astăzi vor fi 13 grade, la Madrid 9, iar la Atena 16. Grade. Mergem mai departe cu țara noastră. Vremea va fi normală pentru această dată în cea mai mare parte a României, cu maxime iate cuprinse între 2 și 12 grade. Se va nora în sud-est și sud-vest, în timp ce în restul României o să vedem și soarele din când în când. Vântul o să sufle mai tare în Moldova, sudul Banatului și în zona Carpaților Meridional, iar pe alocuri, acum de dimineață, ar putea să apară ceață. Să știți că și în București se anunță o zi normală din punct de vedere termic. Temperatura maximă va ajunge, iată,
până la 10 grade. Doar acum de dimineață vremea va fi mai închisă pentru că sunt condiții de ceață, însă pe parcursul zilei o să vedem și soarele. De vineri începe să se încălzească, numai că spre seară norii vor acoperi cerul și sunt șanse să plouă. Temperatura maximă, iată, în creștere, va fi de 11 grade. Iar sâmbătă va fi de-a dreptul frumos, mai cald decât ar trebui să fie pentru sfârșit de noiembrie. Vântul o să bată slab și cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, cu unele înnorări dimineața și seara. Temperatura maximă va urca până la 14, chiar 15 grade. Mă întorc la voi acum. Mulțumesc frumos, Georgia. Georgia, vă mulțumesc. E vremea să câștigi din nou premii pe cuvânt. Cel mai de succes concurs revine la Prima TV. Zilnic poți câștiga un premiu în valoare de 100 de euro, iar premiul cel mare te duce de Crăciun direct la relaxare. Îți oferim o vacanță la munte, la Cheile Grădiștei, să te bucuri de aer curat în perioada Crăciunului tu și familia ta. Ce trebuie să faci este să găsești în emisiunile Prima TV cuvintele indicii. Înscrie în aceeași zi în secțiunea special dedicată concursului de pe primatv.ro două cuvinte indicii și spune-ne pe ce canal urmărești acasă Prima TV HD. Apoi uite-te în fiecare dimineață de luni până vineri la Focus la prima oră și află dacă ai câștigat. Câștigătorul zilei va fi anunțat în cadrul matinalului nostru. Mai multe indicii, mai multe șanse de câștig. Tu ce nivel de educație digitală ai? Cunoști pericolele din spatele platformelor online? Sunt întrebări la care poți primi răspunsuri exacte cu ajutorul unei campanii online de informare despre cum să ne protejăm de fraudele online. Mai multe detalii despre acesta aflăm după publicitatea la Trend IT. Până când revenim, vă lăsăm să descoperiți cronica expresă a zilei. Să identifice noi surse de venituri. Populara platformă de streaming este în continuă dezvoltare și caută soluții de completare a serviciilor. Noua strategie se îndreaptă din ce în ce mai mult spre evenimente live, jocuri video, dar și către comercializarea de produse de tip merchandising legate de conținutul din cadrul platformei. Piața smartphone-urilor a crescut cu peste 12% în trimestrul al doilea din acest an. Marele câștigător este Xiaomi, care a profitat cel mai mult de pe urma embargoului impus de SUA pentru Huawei. Xiaomi are acum o cotă de 17% din piață, fiind la doar 2% în spatele celor de la Samsung. În medie, telefoanele Xiaomi sunt cu 40% mai ieftine decât cele vândute de concernul sud-corean. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Toți miniștrii propuși de alianța PNL-PSD-UDMR au primit avizul comisiilor parlamentare de specialitate. Astăzi, guvernul Ciucă va fi votat în plenul Parlamentului. Americanii de la baza de la Cogălnicianu au fost jefuiți de români. Procurorii de ICOT au audiat mai multe persoane suspecte că ar fi furat timp de 4 ani motorină în valoare de 2 milioane de dolari din baza militară. Patriarhul Daniel a anunțat că s-a vaccinat anticovid. Șeful Bisericii Ortodoxe Române i-a îndemnat pe credincioși să asculte de sfaturile medicilor. Și mii de oameni au luat cu asalt străzile marilor orașe din Turcia după ce moneda națională s-a devalorizat brusc. Protestatarii au cerut demisia președintelui Erdogan. Nu mai este o noutate pentru nimeni că țara noastră are una dintre cele mai bune conexiuni la internet din lume. Dar, din păcate, România este codașă la educația digitală. De aici, în numărul tot mai mare de atacuri cibernetice asupra persoanelor vulnerabile în privința securității datelor. Pentru reducerea acestui fenomen a fost lansată o campanie pentru a evita fraudele online. Mai multe detalii aflăm chiar acum la Trend IT alături de colega noastră Bianca Iordache. Bun găsit! Hashtag Siguranța Online este o nouă campanie de educație digitală inițiată de Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Asociația Română a Băncilor. Aceasta este menită să ofere cele mai bune practici de securitate cibernetică pentru a evita ca românii să devină victimele atacurilor cibernetice. Mai multe informații ne oferă Alin Becheanu, președintele Comisiei Antifraudă din Asociația Română a Băncilor. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Obiectivul principal al campaniei este, în primul rând, să atragem atenția asupra unui fenomen care este în desfășurare, fraudele online, și, în al doilea rând, este să aducem consumatorului de produse bancare informațiile necesare pentru a se putea proteja în acest sens. Dacă ne uităm, din păcate, una din două locuințe este conectată la un internet de mare viteză, dar, din păcate, doar o treime din utilizatori au competențe digitale la un nivel elementar. Și, cumva, rolul nostru ar fi cumva să ajutăm creșterea acestor competențe. Care sunt cele mai dese atacuri cibernetice?
Ne-am uitat un pic din perspectiva celor mai frecvente și cele mai frecvente în momentul de față vorbim de acele campanii de phishing în care utilizatorul primește mesaje care pretind a fi transmise din partea unei bănci. De cele mai multe ori acele mesaje poartă în interior un link pe care utilizatorul ar trebui să-l acceseze și să-și introducă acele credențiale. Când spun credențiale, mă refer în primul rând la userul și parola pentru aplicația de internet banking și în unele cazuri poate și numărul cardului, codul CVV de pe spatele cardului și data de expirare. Asta ar fi prima tipologie. Cea de-a doua tipologie, vorbim de fraudele de tip marketplace, în care un utilizator de bună credință și care dorește să-și vândă, să spunem, un produs online, să spunem, de exemplu, un telefon, merge pe o platformă, își pune anunțul pe site-ul respectiv și așteaptă să fie contactat. De cele mai multe ori se întâmplă ca să fie contactat de persoane rău intenționate, care preiau mesajele respective și îl contactează pentru a obține credențiale bancare. Cum se întâmplă asta? Sub pretextul că se va achita cât mai rapid produsul respectiv prin transmiterea datelor cardului, acele credențiale care spuneam, codul CVV2, numărul cardului și data de expirare, persoana este foarte dornică să finalizeze acea tranzacție și atunci transmite detaliile respective, uitând de faptul că un card este un produs de debit și nu de încasarea unor sume de bani. Iar cea de-a treia tipologie, vorbim de fraudele la plata facturilor, unde atunci când există de cel mai multe ori relație de lungă durată între un client și un furnizor, din păcate poate interveni și un fraudator care intervine pe ciclul acela de facturi care sunt transmise, mai ales că acum vorbim pe partea de online și fie prin compromiterea adresei de e-mail a unuia dintre ei, transmite o factură falsă cu un cont IBAN diferit față de cel al furnizorului respectiv. Dar către ce tip de utilizator se îndreaptă cele mai multe atacuri cibernetice? Are un anumit profil? Din ceea ce am observat noi, nu este neapărat un studiu redactat, am observat că sunt de obicei două categorii și aici vorbim de prima categorie, utilizatorii care au competențe digitale, dar din păcate, ca urmare a acestui multitasking pe care îl facem cu toții zi de zi, încercăm să facem foarte multe lucruri deodată, nu acordăm atenția sporită în momentul în care primim astfel de mesaje care se referă la credențiale bancare. Și atunci încercăm să bifăm cât mai repede punctul respectiv, nu acordăm atenție că banca niciodată nu va transmite prin mesaje e-mail, SMS, WhatsApp solicitări pentru a bloca contul bancar, în interiorul mesajului având și un link pe care să te loghezi. Cea de-a doua categorie, vorbim de situațiile în care nu au competențele respective necesare și, din păcate, încercăm pentru aceștia să aducem cât mai aproape aceste informații, astfel încât să nu cadă victime. Campania a debutat și cu un experiment online. Sigur. Ce am încercat noi să facem este cumva să avem la început un test în care utilizatorul poate să vadă care sunt abilitățile sale cu privire la protejarea pentru astfel de fraude, iar ulterior poate să parcurgă informațiile. Informațiile merg de la nivelul în care putem vedea care sunt aceste tipologii de fraudă, cum se manifestă ele, cum ne putem proteja, în primul rând, pentru astfel de situații și, în ultimul rând, ce facem când s-a întâmplat o astfel de situație. Iar apoi, ultimul pas este să încercăm să reluăm acel test, vedem dacă cumva acele cunoștințe pe care le-am dobândit s-au și solidificat. Bun, acest quiz poate fi regăsit pe platforma voastră, siguranțaonline.ro. Exact. Platforma este disponibilă, spunem noi că este destul de interactivă și chiar din feedback-ul primit până acum pare că are destul de mulți utilizatori care au dorit să-și încerce abilitățile. Îți mulțumesc, Alin. Mulțumesc și eu pentru invitație și aș transmite telespectatorilor că atunci când suspectează că e ceva în neregulă, să dea curs acțiunii de a contacta imediat banca și autoritățile, pentru că doar în felul acesta putem să stăvilim acest fenomen.
Andrei Caramitru, fiul marelui actor Ion Caramitru, a fost aseară invitatul lui Florin Călinescu. S-a vorbit mult despre politică și despre politicieni, iar Andrei Caramitru a făcut o afirmație extrem de dură. Toți politicienii sunt obedienți și șantajabili. La Florin Călinescu Show, Andrei Caramitru a mărturisit că după 14 ani de Elveția și încă 14 de România, încă mai găsește lucruri bune de făcut aici, doar că este nevoie de o mai mare implicare a organizațiilor civice în politică. Pe mine ce mă șochează acum, că bă, am trecut totuși ca țară prin niște chestii. Adică, unul, lumea s-a chinuit, a ieșit la vot, a ieșit la proteste, a înghețat în fric și a luat gaze în față ca să modernizeze un pic țara. Nu perfect, nimeni nu vrea mâine să fim Danemarca, că nimeni nu-i nebun, dar măcar să vedem niște pași în față, domnule. Deci toată lumea iese, votează, se chinuie, se întâmplă ceva. Nu toată ceva. Lumea iese, 30% au ieșit, ești economist, 30 din 18 milioane cât înseamnă, 6 milioane jumate. Nu mai suntem 18, asta e altă treabă în bă, țară. Când vor să votăm, ne numără că suntem 18, ca să bage unii voturi de 10 ori, da? Unde da? Lumea s-a chinuit totuși, adică și după aia îți bagi joc de ei după câteva luni și faci exact pe dosie. Foarte proastă treaba asta și azi a ieșit o declarație a tuturor organizațiilor civice care au zis, bă, băiețușurel, că noi n-am dispărut cu toții, adică nu suntem toți tâmpiți, n-am dispărut, suntem pe aici. Sunt în observația organizațiilor civice pentru că sunt prea multe și nu prea... ok, se unesc din când în când, dar organizațiile astea civice ar trebui să intre în teren. Nu poți să... Ar trebui o alianță civică. Deci știi cum e, aia joacă bine rău. Din tribune nu-mi place când se dau sfaturi după margine. Bagă-te, mă, faceți-vă un partid. Cuma, Coposul i-a adus pe toți ăia, i-a băgat într-o alianță civică, dacă ține minte, care a fost împreună cu PNC-ul și PNL-ul atunci și așa împreună l-au bătut pe Iliescu. Da? 96. După da, 6. Corect. Și după au risipit mai repede au făcut, decât visau oricine ca să vină din nou PSD-ul. Să nu uităm că PSD-ul 2000-2004 au avut tot. Președinte, prim-ministru, guvern, majoritate în Parlament. Da. Nu s-a întâmplat nimic. Ba, dar s-a dus Adrian Năstase, Mitrea la pușcărie și așa mai departe. Da, asta dar măcar este... a fost o schimbare. Deci, cu toată această poveste, ți se pare mai locativă România decât... Mă, eu cred că suntem, toți cred că gândim așa, adică locuibile, avem momente, să zic așa. Avem momente când zicem, băi, e ok, e viață, totuși progresăm, nu suntem chiar pe loc, avansăm, ne enervăm. E mai vie totuși, mai vie. Așa. Și sunt alte zile când îmi spui ce dracu cau pe aici. Deci, cred că toți suntem în paranoia asta între cele două zone. Am zile când zic că e ok și alte zile bă, când... acum dacă ne-ai întors, unde să te mai duci? Asta nu înseamnă că nu e. Dar nu voi pleca, stai liniștit. Aceasta a fost prima oră de focus la prima oră. Dar ne revedem în câteva minute la Opfix. De la informația pe care o avem astăzi, că timp de 4 ani am reușit să subtilizăm o grămadă de tone de motorine de la baza aeriană cu Belgia. 2 milioane de dolari e valoarea furtului, o informație care nu ne face deloc cinste. Deloc. Din nou. Am revenit, e ora 8, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Patriarhul Daniel a anunțat că s-a vaccinat anticovid. Șeful Bisericii Ortodoxe Românei a îndemnat pe credincioși să asculte de sfaturile medicilor. Americanii de la baza Cogălnicianu au fost jefuiți de români. Procurorii DICOT au audiat mai multe persoane suspecte că ar fi furat timp de 4 ani motorină în valoare de 2 milioane de dolari din baza militară. Toți miniștrii propuși de alianța PNL-PSD-UDMR au primit avizul comisiilor parlamentare de specialitate. Astăzi, guvernul Ciucă va fi votat în plenul Parlamentului. Și mii de oameni au luat cu asalt străzile marilor orașe din Turcia după ce moneda națională s-a devalorizat brusc. Protestatarii au cerut demisia președintelui Erdogan. Caz controversat în comuna ilfoveană Săbăreni. Un bărbat a murit după ce s-a înnecat în fosa septică a primăriei și nimeni nu a fost tras la răspundere. Anchetatorii au stabilit că ar fi vorba de omor cu autor necunoscut și au clasat dosarul penal. În schimb, familia consideră că omul a murit pentru că locul nu era semnalat corespunzător și nici îngrădit așa cum ar fi trebuit. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional.
Pe data de 24 iunie, bărbatul în vârstă de 65 de ani a mers în curtea primăriei să culeagă dude. Acolo însă a murit în urma unui tragic accident. A căzut în fosa septică și nu a mai ieșit viu de acolo. M-a chemat la baza fosei, cum ar veni, să identific o pungă cu o pâine, șapca lui, iar în apă plutea buletinul lui. În secunda 2 am sunat la 112, a venit un echipaj de la ambulanță, era și un domn cu vidanja acolo, pentru că așa s-ar fi sesizat primăria, că mirosea urât în instituție, probabil unde s-a zbătut în chinuri tatăl nostru. Și au scos apa, cei de la ambulanță l-au scos, au constatat decesul. Acesta este locul în care a murit bărbatul de 65 de ani, care se pare că venise aici să culeagă dude din acest pom. Cel mai probabil nu a ajuns, așa că s-a urcat pe fosă. Aceasta era însă acoperită doar cu o bucată de lemn și cel mai probabil putrezise pentru că plouase în zilele respective. Acum lucrurile s-au schimbat, se pare că primăria a luat măsuri, așa cum puteți vedea, fosa este acoperită și betonată în așa fel încât o astfel de tragedie să nu mai aibă loc. Fica victimei a cerut explicație primarului, dar nici până astăzi omul nu consideră că el ar fi făcut ceva greșit. A zis că nu avea ce să caute în curtea instituției. În condițiile în care a zis clar, în momentul în care am luat certificatul de deces, că venise în prealabil să ceară voie să culeagă de acolo pentru fratele nostru. O echipă prima de a încerca să obțină un punct de vedere din partea instituției, însă în zadar. M-am putea să vorbim și noi cu domnul primar? Nu este momentan. Nu știu când vine. E plecat. Nu știu ce să vă spun. Momentan? Nici viceprimarul din comuna Săbăren nu a vrut să explice ce s-a întâmplat. Nu știu dacă astăzi reușesc să mai mă întorc. Nu știu nici dumnealui dacă se mai întoarce. Procurorii au clasat cazul și au spus că este vorba de omor, nu de ucidere din culpă. Familia cere acum ca vinovații să fie trași la răspundere. Am vrea să mergem mai departe pentru determinarea unui vinovat. Pentru că nu se poate să decizi o clasare a unui dosar pe motiv că nu a fost un factor extern. Înțeleg că nu l-a împins nimeni, probabil, să cadă acolo, dar acea gură a fosei, nefiind asigurată corespunzător, consider că e vina cuiva. Același obiect de activitate, să asigure o împrejmuire corespunzătoare. Merita pe puțin 20 de ani să-și cunoască și el nepoții, ei să-i vadă făcuți mari. Avocatul care reprezintă familia spune că nu îi va lăsa pe vinovați să scape nepedepsiți. Răspunderea ar fi trebuit să fie atât penală, dar și civilă, pentru că se cer daune foarte mari aici și se pot ridica undeva la cuantumul la 1 milion de euro pentru pierderea vieții acestei persoane. Ancheta în acest caz poate fi redeschisă oricând, asta pentru că familia a contestat decizia. Persoanele mulțumite de soluția propusă de parchet au drept la contestație împotriva acesteia, care trebuie supusă unei analize efectiv și iar în momentul în care se stabilește că soluția nu este temeinic justificată, la acel moment efectiv va fi reluată ancheta. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă tribunalul Giurgiu. Acțiune de amploare a procurorilor DIICOT pentru destructurarea rețelelor interlope care acționează în mai multe zone din țară. Peste 170 de suspecți au fost duși ieri la audieri după ce oamenii legii au făcut mai bine de 450 de percheziții. Pe lista celor mai spectaculoase intervenții a fost și prinderea unor interlopi din Constanța care au furat motorină în valoare de 2 milioane de dolari din baza militară americană de la Cogălnicean. Banda celor 7 români a acționat nestingherită în perimetrul bazei militare de la Mihail Cogălnicean începând cu anul 2017. Românii aveau complici în interior și cu ajutorul lor sustrăgeau motorina pe care americanii o foloseau pentru alimentarea generatoarelor de electricitate. Era o motorină de bună calitate care se vinde repede și bine pe piața neagră a combustibililor. Sustrăgeau mari cantități de motorină pe care o vindeau imediat ca să nu fie prinși cu marfa acasă. Când au văzut că afacerea le merge ca pe roate, ani de zile, românii și-au extins activitatea și în afara bazei militare.
pe câmpurile de luptă. După ce au sesizat furturile, americanii au anunțat partenerii români. Procurorii DICOT i-au filat pe interlopi și au bătut la ușă. Deschide poliția! Suspecții au fost aduși la audieri în capitală. Prejudiciul reclamat de partea americană se ridică la 2 milioane de dolari. Descinderea a avut loc și la Arad. 9 persoane au fost ridicate de procurori după ce s-a descoperit că introduceau ilegal în țară parfumuri contrafăcute în Turcia. De ce v-au chemat aici? Membrii grupării acționau încă din 2020. Era o rețea foarte bine structurată. Preluau parfumurile de la transportatorii care le introduceau ilegal în țară, iar ulterior le expediau prin intermediul firmelor de curierat. O altă parte a grupării se ocupa de comercializarea produselor. Și aceste percheziții au făcut parte din operațiunea Ziua Z, în care sute de polițiști împreună cu procurori de ICOT au efectuat 457 de percheziții. Procurorii DICOT au descins și la câteva adrese din Galați și Brăila. Zeci de suspecți de proxenetism au fost reținuți pentru că ar fi racolat mai multe fete minore pe care le băteau și apoi le forțau să se prostitueze. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Grupărea de proxenezi din Galați, vizată de procuror, s-a trezit cu polițiștii la ușă. Scene similare au avut loc și în Brăila. Tinerele care au căzut în plasa infractorilor provin din familii destrămate sau cu o situație materială precară. Ademenite de un câștig iluzoriu sau racolate cu forța, fetele ajungeau să fie obligate să se prostitueze, pe stradă sau în locuințe închiriate de traficanți. Banii nu ajungeau niciodată la victime. Ieșirea la iveală acestei situații a revoltat pe oameni. Pedepse mai mari și schimbate multe reguli. E normal ca în 2021 să se mai întâmple așa ceva? Eu zic că nu. Trebuie legi mai aspri, în primul rând aprobarea pedepsei capitale. Și, bineînțeles, mai multe patrulii pe stradă, pentru că, vedeți și noastră, nu avem siguranță. Ce e mai rău? Și pe scaunul electric. Că-l bagi în pușcărie, scrii o carte, faci 2-3 ani, ieși. Mulți se tem pentru siguranța propriilor copii. Păi merită să se închiși acolo unde trebuie. Femeie bătrână vin și le iau de la școală, că tot de frica asta. Să nu iei, să-i ducă pe undeva. Închisoare, ce să merite? Cum să ia copiii? Indiferent cum ar fi copilul, că e sărac, că e bogat, că nu se merită să-i aplici tratamentul ăsta. 25 de persoane au fost aduse cu mandat la sediul DICOT Galați, iar alte 29 au fost audiate la sediul teritorial al DICOT Brăila. Pentru cei mai aglomerați dintre noi, stresul este deja parte a vieții de zi cu zi. Ce este mai exact stresul, dar mai ales cum poate fi combătut? Încercăm să aflăm în scurt timp la Focus la Prima Oră de la medicul Alin Popescu, specializat în medicină sportivă. Două persoane din Pitești, tată și fiică, au scăpat ca prin minune după ce mașina în care se aflau a fost izbită în plin de un tir. Cele două victime, tânăra de 18 ani, care era la volan, și tatăl său în vârstă de 50 de ani, au reușit să iasă singure din mașină. Șoferița a fost transportată de urgență la spital cu traumatism craniofacial, dureri toracice și lovituri la mâini. Grav accident de circulație aseară în localitatea Dumbrăvioara din județul Mureș. Trei bărbați și o femeie au ajuns în stare gravă la spital după ce două mașini au lovit o căruță. În urma impactului, unul dintre autoturisme s-a răsturnat. Pentru că a fost rănit, calul a fost eutanasiat de medicul veterinar venit la locul accidentului. La aproape un an de la debutul campaniei de vaccinare anticovid în România, Patriarhul Daniel a confirmat că s-a imunizat. Anunțul șefului Bisericii Ortodoxe Române a fost făcut în Parlamentul României, unde Patriarhul a fost invitat la o ședință solemnă a Parlamentului, cu ocazia zilei de 1 decembrie. Un eveniment la care intrarea s-a făcut exclusiv pe baza certificatului verde. Șeful Bisericii Ortodoxe Române nu a vrut să ofere mai multe informații, însă cel mai probabil are serul Pfizer sau Moderna, care se administrează în două doze. Patriarhul i-a îndemnat pe credincioșii români să asculte sfaturile medicilor. Polițiștii italieni anchetează o serie de petreceri COVID care au avut loc în nordul țării. În timpul acestor adunări, oamenii încearcă să se infecteze cu virusul SARS-CoV-2 pentru a obține certificatul verde, fără să fie nevoiți a se vaccina. În Italia, dovada de trecere prin boală este suficientă pentru a obține certificatul verde valabil timp de 6 luni. Colegul nostru Dan Boanță este chiar acum în direct cu noi. Bună dimineața, Dan! Bună dimineața, Dan! Bună dimineața! Cum sunt organizate aceste petreceri?
E bine, un procuror din provincia Bolzano, din nordul Italiei, este cel care a deschis această anchetă după ce un bărbat a murit și alte câteva persoane au ajuns în stare foarte gravă la terapie intensivă. După ce au participat la o petrecere unde erau prezente mai multe persoane pozitive la coronavirus și asta în încercarea de a se îmbolnăvi în mod deliberat. Organizarea de Corona Parties este o ultimă modă, să o numesc așa în acest moment, importată din Austria, iar persoanele care participă la astfel de petreceri sunt mai ales tineri care nu doresc să se vaccineze și astfel încearcă să obțină un green pass prin dovada trecerii prin boală pentru a putea merge la muncă, să intre în baruri și restaurante sau să circule cu transportul public. Trebuie să vă reamintesc că aici, în Italia, dovada recuperării este suficientă pentru a obține acest permis verde atât de râvnit. În ultimele două zile au apărut informații din anchetă unde se arată că aceste întâlniri au loc mai ales în zonele exterioare ale barurilor, care sunt accesibile fără green pass. Acolo o persoană infectată va bea dintr-un pahar sau o sticlă de bere și o va da mai departe altor tineri participanți la întâlnire pentru a răspândi astfel virusul. O altă metodă este ca cei nevaccinați să fie îmbrățișați sau sărutați de persoane pozitive la COVID. Alte întâlniri de acest fel au loc în case particulare unde există o persoană infectată, iar oaspeții se adună în jurul patului bolnavului pentru a încerca să respire virusul. Dan, tocmai de aceea te întreb, mai ales că spuneai că se întâmplă și în case private, în locuințe private. Ce șanse există ca autoritățile să oprească aceste întâlniri? Din păcate, destul de mici, pentru că aceste petreceri sunt organizate în principal în case private, în spații private. Și mai ales în regiunea germanofonă a Tirolului de Sud, de-a lungul graniței cu Austria, pentru că vă spuneam că această metodă este importată din Austria, care are cele mai numeroase cazuri de coronavirus și cea mai scăzută rată de vaccinare din toată Europa. E bine, autoritățile sanitare, cât și cele ale forțelor de ordine, sunt în alertă roșie de câteva zile, deoarece fenomenul prinde din ce în ce mai mult în rândul tinerilor și mai ales la celor care sunt la școala medie, fără ca aceștia să-și dea seama că este extrem de periculos, ca să nu mai vorbim de consecințele pe termen lung. Dane, am o întrebare. Ce este super certificatul verde despre care se tot vorbește în Italia? Da, este o discuție extrem de amplă și controversată. Este vorba despre un nou decret care va anunța schimbări substanțiale în ceea ce privește vaccinurile. Sunt abordate patru domenii. Obligația este deja în vigoare pentru anumite categorii de persoane și va fi extinsă la personalul auxiliar care, de exemplu, lucrează în domeniul de sănătate, în poliție sau armată, dar mai ales la tot personalul școlar. De asemenea, extinderea acestei obligații va acoperi și efectuarea celei de-a treia doze. Prin urmare, decretul care va intra în vigoare de la 1 decembrie înăsprește restricțiile anti-COVID împotriva celor care sunt nevaccinați, de exemplu. Supercertificatul verde va fi valabil, spun autoritățile italiene, între 6 decembrie și 15 ianuarie, cu posibilitatea de prelungire de către guvernul italian. Cu alte cuvinte, se năspresc, așa cum vă spuneam, regulile pentru cei nevaccinați prin introducerea acestui super permis verde, iar cei care nu sunt vaccinați sau vindecați nu mai pot frecventa nici măcar locurile la care au acces acum cei cu Green Pass simplu, cel pe care îl folosim în ziua de astăzi. Și mă refer aici la restaurante, știu eu, săli de sport, cinematografe și așa mai departe. Iar o altă noutate a acestui nou decret, a acestui Super Green Pass, este că din 6 decembrie testul negativ va fi valabil doar pentru a merge la serviciu, știu eu, pentru servicii esențiale sau pentru a călători. În rest, este nevoie de acest super certificat verde. Și de asemenea, valabilitatea certificatului verde existent în acest moment a fost redus de la 12 luni la 9 luni, iar cea de-a treia doză se va face obligatoriu la maximum 5 luni de la administrarea anterioară. Mulțumim, Dan! Incident mai puțin obișnuit la audierile unor noi martori din dosarul crimelor de la Caracal. Avocata familiei Melencu a acuzat-o pe Dudorița Măceșanu, mama Alexandrei, că refuză să ceară probe autorităților. La termenul de ieri al procesului, judecătorii au mai audiat trei martori, printre care și Remus Rădoi, bărbatul care i-a sunat pe polițiști pentru a le da detalii în legătură cu locul unde s-ar fi aflat Alexandra Măceșanu. În luna ianuarie anului trecut, procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pe Gheorghe Dinică pentru trafic de persoane, viol, omor calificat și
profanarea de cadavre. În același dosar, Ștefan Risipițeanu, vecinul lui Dincă, este acuzat de viol. Am solicitat să mi se facă o adresă, să-mi dea originalele suporturilor de la operatorii de telefonie mobilă. Și judecătoarea a zis că această cerere o poate face numai mama Alexandrei prin apărătorul său. Lucru pe care mama Alexandrei a refuzat categoric. Și a spus, dacă nu îți soliciți probe să-ți cauți fata, înseamnă că știi unde e. În momentul în care îți dispare copilul, îl faci pe dracu în patru să-ți-l cauți. Părinții ăștia și bunicii Luizei aleargă disperat să-și caute fata. Mama Alexandrei refuză să ceară probe. Eu mă gândesc că aici este altceva, cu totul altceva decât se încearcă a se acredita în public. Este un comportament neadecvat și nu face decât să pună presiune în continuare pe mama Alexandrei, care este deja și destul de traumatizată de lipsa fetei. Ministerul Finanțelor a publicat aseară proiectul de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară. În documentul afișat pe site-ul Ministerului există alocări semnificative pentru Ministerul Sănătății, al Muncii și al Finanțelor, dar și scăderi la agricultură și transporturi. Proiectul mai prevede un plus de 727 de milioane de lei din fondul de rezervă, la fondul de rezervă aflat la dispoziția guvernului. În proiectul de rectificare se mai arată că veniturile estimate pentru anul în curs cresc cu 1,11 miliarde de lei, iar deficitul bugetar se menține la 7,13% din PIB. Știri. Pentru omul modern, stresul a devenit parte a traiului de zi cu zi. Este declanșat de o varietate de motive și produce efecte negative asupra sănătății organismului uman. Despre stres și cum poate fi el combătut, aflăm acum de la Alin Popescu, medic specialist în medicină sportivă. Bună dimineața, Alin! Bună dimineața, Alin! Bună dimineața, bună iața vouă și bună iața telespectatorilor Prima TV! Alin, simplu, ce e stresul, ce îl declanșează și dacă sunt mai multe tipuri de stres? Stresul, dacă e să folosim definiția cea mai cunoscută, care are deja mai bine de două decenii, este un fenomen psihosocial complex care decurge din confruntarea unei persoane, din confruntarea unui om, cu cerințe, sarcini, situații care sunt percepute ca fiind dificile, dureroase sau de importanță foarte mare pentru respectiva persoană. Asta e definiția oficială. Acum noi trebuie să fim conștienți că există un stres acut și un stres cronic, există un stres pozitiv numit eustres și un stres negativ numit distres. Exemplu de stres pozitiv, s-a născut un copil, e un stres mare, dar pozitiv. Organismul percepe tot ca fiind un stres. Cauzele, dacă ar fi să le clasificăm, le-am putea împărți în patru mari categorii. Prima categorie sunt catastrofe, incendii, cutremure, războaie, atacuri teroriste. A doua sunt aceste etape de tranziție ale vieții. Nașterea unui copil, căsătorie, divorț și așa mai departe. Scrierile zilnice ar fi a treia cauză. Tachinări în trafic, alergătură și așa mai departe. Iar a patra cauză, subestimată de către unii, sunt factorii de mediu. Zgomotul, poluarea, și avem parte în București din plin de asta, sunt cauze de stres. Deci acestea ar fi cele patru mari cauze. Stresul ar fi acut și cronic, ar fi pozitiv și negativ. Asta ca să intrăm un pic în subiect. Alin, și care ar fi cele mai frecvente simptome ale stresului? Cum ne dăm seama că, de fapt, nu suntem doar puțin nervoși, ci extrem de stresați? Simptomele le-aș împărți în alte patru mari categorii. Cele mai, să zic, de impact sunt aceste simptome comportamentale. Mâncăm mai mult, mâncăm haotic, dormim mai mult sau mai puțin, dar prost calitativ, adormim greu. Deci avem acest bagaj, această plajă de simptome comportamentale. După aceea vin o serie de simptome emoționale, care impactează foarte mult pe cei din jurul nostru. Anxietate, depresie și așa
așa mai departe. A treia categorie este reprezentată de simptomele cognitive și aici probabil cel mai mult impactează tulburările de memorie. Iar a patra categorie sunt simptome fiziologice care de multe ori fac ca stresul să fie confundat cu alte boli, alte tulburări care apar în organismul uman. Deci comportamental, emoțional, cognitiv și fiziologic, toate sunt simptome care pot fi circumcise stresului, indiferent că vorbim de distres sau eustres, adică de un stres pozitiv sau de un stres negativ. Alin, dar există cumva manifestări în funcție de sex sau de vârstă? Există anumite manifestări comportamentale și fiziologice care pot ține mai ales de vârstă, dar și de sex. Acum, toată lumea se raportează la o scală de stres care a trecut de jumătate de secol. Doi psihiatri, în 1967, Holmes și Rache, au făcut această scală de stres cu 40 și 3 de evenimente stresante. Aceste 43 de evenimente stresante, repet, din 1967, sunt, bine mersi, în vigoare. Decesul partenerului, divorțul, detenția persoanei respective, fiind, ca să dau niște exemple, în top 10 evenimente stresante. Dar în această scală, poate pentru unii telespectatori un pic ciudat, apar și vacanțe. Deci vacanțele sunt considerate și ele un factor de stres, organizarea, drumul și așa mai departe. Alin, prefer să fiu stresată în vacanță, dar totuși îmi spune altea și întreba. Gradul de stres e mai mic. Totuși, aș vrea să îmi spui pe final, așa, într-un ton optimist, cum am putea combate sau cum am putea ține sub control stresul de zi cu zi? Acesta este un subiect care preocupă lumea medicală și nu vorbesc doar de psihiatri sau de psihologi, și medici în general, medicii de familie, lași categorii de profesioniști în sănătate. Avem în funcție de nivelul de stres, poate nevoie de medicație, de anxiolitice, de antidepresive, de somnifere, dar totuși e un procent mic de persoane care trebuie să ajungă în cabinetul psihiatrului pentru acest tratament. Avem mulți nevoie de psiholog și de lucru serios cu psihologul, dar mulți, sau majoritatea, îmi place să cred că m-ai rugat să terminăm pe ton optimist în această ultimă neapărat zi de joi de noiembrie, mulți ne putem regla singuri făcând plimbări, făcând exercițiu fizic, încercând să dormim cât mai mult și mai bine, mâncând variat, hidratându-ne și eventual apelând și la suplimente nutritive, neajungând până la medicația clasică. Din punctul meu de vedere, însă, este foarte important și toată lumea ar trebui să simtă când acest stres ne impactează prea mult viața și apar acele schimbări de care vorbeam acum câteva minute. Până la urmă, noi nu putem să avem viață cu zero stres. Ieșim în trafic și deja e un stres, e zgomot, deja e un stres, întârzie copilul la școală, e un stres, nu mă înțeleg cu soacra, e alt stres și așa mai departe. Adică sunt foarte, foarte multe elemente stresante. Noi nu le putem elimina, din păcate, din viața noastră cotidiană. În schimb, putem să le facem să aibă un impact mai mic, asupra noastră. Mulțumim tare mult, Alin, pentru intervenție. Informații de ultima oră. Acum, în aceste momente, au loc mai multe percheziții la domiciliile unor polițiști de la Brigada Rutieră din Capitală. Sunt descinderi la peste 40 de adrese, de unde vor fi ridicate mai multe documente. Oamenii legii sunt suspectați de luare de mită pentru că nu ar fi aplicat sancțiuni unor conducători auto care au încălcat legea. Conform unor surse, în cursul acestei zile vor fi aduse mai multe persoane la audieri. Vedem acum și datele despre vreme? E musai să știi, da. Georgia? Bine, revenit, Georgia. Bine v-am regăsit, bună dimineața tuturor. Eu spun așa, măcar nu vă stresați pentru că vremea va fi frumoasă, apropo de ce ați vorbit mai devreme cu... Deci un factor în minus cu Alin, de stres. Da. Sâmbătă, în vest și în nord-vest, acolo vor fi ceva norări și va ploua și slab, însă
cer mai mult senin și vreme frumoasă, la fel și în capitală, cu maxime de 16 grade. 16 grade? Da, 15 grade în București. Detalii, te rugăm. Vă dau mai multe detalii chiar acum. Așadar, vremea astăzi va fi normală pentru această dată în cea mai mare parte a României, cu maxime, iată, cuprinse între 2 și 12 grade. Se va înnora în sud-est și sud-vest, în timp ce în restul României o să vedem și soarele din când în când. Vântul o să sufle mai tare în Moldova, sudul Banatului și în zona Carpaților meridionali, iar pe alocuri, acum, de dimineață, ar putea să apară ceață. Mâine cresc temperaturile în aproape toată țara, mai puțin în sud-vest, unde rămâne rece. Se va înnora treptat și va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Transilvania, iar pe arii restrânse și în Moldova. Așadar, sunt anunțate ploi în aproape tot teritoriul. La altitudini mari așteptăm lapoviță și ninsoare, dar și intensificări ale vântului. Vânt mai puternic o să fie și pe crestele meridionalilor, vorbim de rafale de 80-90 de kilometri pe oră, dar și în Banat, Moldova și pe litoral. În aceste zone o să bată totuși cu viteze mai mici. Maximele vor fi cuprinse între 6 și 13 grade. Și în București astăzi se anunță o zi normală din punct de vedere termic. Temperatura maximă va ajunge, iată, până la 10 grade. Doar acum de dimineață vremea va fi mai închisă pentru că sunt condiții de ceață. Însă pe parcursul zilei o să vedem și soarele. De vineri începe să se încălzească, numai că spre seară norii vor acoperi cerul și sunt șanse să plouă. Temperatura maximă în creștere va fi de 11 grade. Iar sâmbătă va fi de dreptul frumos, mai cald decât ar trebui să fie pentru sfârșit de noiembrie. Vântul o să bată slab și cerul va fi senin în cea mai parte a zilei, cu unele norări dimineața și seara. Temperatura maximă, iată, urcă până la 15 grade. Mergem la munte acum și aici mai cresc valorile termice. Sunt anunțați nori în masivele sud-vestice, dar în restul zonelor cerul va fi variabil. Dimineața pe văi și în depresiuni se va forma ceață. La predal, iată, vor fi 3 grade, 4 grade la Păltiniș, la stâna de vale 6 grade și numai 1 grad la Sinaia. Mă întorc la voi. Mulțumim, Georgia. E vremea să câștigi din nou premii pe cuvânt. Cel mai de succes concurs vine la Prima TV. Zilnic poți câștiga un premiu în valoare de 100 de euro, iar premiul cel mare te duce de Crăciun direct la relaxare. Îți oferim o vacanță la munte, la Cheile Grădiștei, să te bucuri de aer curat în perioada Crăciunului, tu și familia ta. Ce trebuie să faci este să găsești în emisiunile Prima TV cuvintele indicii. Înscrie în aceeași zi în secțiunea special dedicată concursului de pe primatv.ro două cuvinte indicii și spune-ne pe ce canal urmărești acasă Prima TV HD. În câteva momente vom afla câștigătorul concursului de ieri și îl vom anunța aici la Focus la Prima Oră. Rămâi pe Prima TV și află dacă ai câștigat. Un stil de viață echilibrat ne menține tineri și energizați. Cum să ne alegem o rutină potrivită pentru a avea și un text lucid, o aflăm imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit, doamnelor și domnilor. Un stil de viață sănătos este esențial pentru un ten strălucitor. Dar și un ritual de îngrijire potrivit pielii noastre face minuni. Urmează Sănătate cu stil, rubrica prezentată și realizată de colega noastră, Luciana Indre. Efectele îmbătrânirii pot fi eliminate și fără bisturiu. Ne ajută în primul rând stilul de viață și alimentația, dar un rol important îl are și ritualul zilnic de îngrijire. Ingredientele din produsele pe care le folosim trebuie să fie cât mai naturale, iar măștile cu celule stem sunt ultima inovație în materie de cosmetică. Acestea stimulează producția naturală de colagen și protejează tenul de acțiunea factorilor externi, precum frigul sau praful. În special în sezonul rece, tenul are nevoie de hidratare și îngrijire suplimentară, deoarece vântul și temperaturile scăzute duc la o îmbătrânire prematură. O dată pe lună, minim, un tratament este necesar. Dacă este acasă sau dacă este la salon, este important să avem grijă, pentru că el are nevoie de îngrijire suplimentară și mult mai atentă. Mai nou avem și partea aceasta în care o parte din pielea noastră este sub mască, masca de protecție, și transpiră și suferă alt tip de tratament termic, pe lângă și jumătatea cealaltă de piele în care este vizibil expusă la praf, și atunci o dată pe lună este neapărat nevoie.
Nu e nevoie de tratamente sofisticate la salon, dar o condiție de bază este ca produsele cosmetice pe care le utilizăm să conțină ingrediente naturale. Spre exemplu, un set de măști zilnice cu extracte din plante și celule stem pot fi aplicate ușor, în confortul propriei locuințe. Avem 6 pași: calmare, hidratare, hrănire, îngrijirea porilor, lifting și luminozitate, iar ingrediente naturale ar fi, de exemplu, aurul coloidal, extract de melc, extract de dud. Ele sunt eficiente deoarece, intrând în țesutul pielii, activează cei 365 de factori de creștere pe care pielea de-a lungul timpului îi pierde. Se dă prima foaie jos, iar aceasta face o aderență foarte bună cu pielea. Practic, se lipește pe față ca o a doua piele. Celulele stem conțin factori de creștere care joacă un rol esențial în diviziunea celulară și producția de colagen și elastină, dar și proteine. Aplicate direct pe piele, aceste două componente ajută la estomparea ridurilor fine. Celula stem umană, așa cum spun cu specialiștii, este celula miraculoasă, care face miracole atât în medicină cât și pe partea de îngrijire zilnică. Ea, intrând în țesutul pielii, împreună cu ingredientele naturale, activează de exemplu colagenul sau elastina, pentru că tenul la finalul tratamentului, pe lângă faptul că este vizibil, mai sănătos, se vede că tenul este mult mai întins, mult îmbunătățit față de cum era înainte de a începe acest tratament. Pentru rezultate cât mai bune, aplicați cremele și pe gât, decolteu și mâini, zone care odată cu înaintarea în vârstă devin tot mai vulnerabile în fața îmbătrânirii premature. Gheorghe Damian, primarul celei mai moderne comune din România, a fost aseară invitat la Florin Călinescu Show. Edilul din Ciugud a povestit cum a reușit să facă dintr-o comună obișnuită din județul Alba unul dintre cele mai bune locuri de trăit din România. La Ciugud s-au mutat câțiva occidentali care au văzut în această localitate un motor al modernității și un exponent al digitalizării. La orice cerere răspundeți în 30 de zile? Noi răspundem mai repede, adică avem un sistem integrat de softuri pe care ne-am cumpărat un proiect cu fonduri europene, unde am ajuns efectiv să monitorizăm cât trebuie să stea un om pentru diverse probleme la ghișeu. Și, de exemplu, pentru un certificat de urbanism, în maxim 24 de ore, dacă documentația e completă, omul își o primește. Pentru o autorizație de construcție, omul își primește în 48 de ore. Dacă venea înainte pentru o adeverință, trebuie să stea mai mult de 5 minute în primărie. Acum nu mai are nevoie pentru că avem platforma cetățeanului unde poate să-și descarce online. Am fost prima comună din România unde am implementat sistemul de plată la distanță a tuturor datoriilor. Avem în toate satele și inclusiv în primărie automate de plată unde oamenii, având un card al cetățeanului, se loghează direct în platformă și își plătesc toate datoriile. Am auzit că ați introdus și ciugubanii. Da, am fost... Eu râd că nu știu ce e Bitcoin și nu știu ce, dar... Nu, dar ciugubanul este... Nu, este de fapt o poveste frumoasă prin care încercăm să educăm populația, dar în special prin copii. Am instalat un automat de reciclare la școală, în curtea școlii, unde dacă, eu știu cetățeanul, dar în special copiii, pentru că am creat și o competiție la nivel de școală, copiii se duc și depun pe sticlă doze de așa, primesc un voucher cu ciugubani. De fapt, ce fac ei? Strâng ciugubanii aceștia, iar acum i-am contorizat, i-am adunat pe toți pe clasă. În schimbul ciugubanilor vor primi lei, adică un ciuguban este echivalentul unui leu, și copiii își vor dezvolta proiecte educaționale și non-educaționale din banii respectivi. Pentru noi, cumva, educația și copiii... Că îmi imaginez că unui locuitor îi spune ciugudean? Da. Și acum el are ciuguban. Exact. Ciugudene? Da. Câți ciugubani ai? <gătă-i>
Tragedie în canalul Mânecii. Cel puțin 31 de oameni au murit după ce barca în care se aflau s-a scufundat în dreptul orașului Francesc Calais. 4 bărbați suspecți că ar fi ajutat pe migranți să ajungă în Marea Britanie au fost arestați de autoritățile din Hexagon. Tragedia a fost anunțată de un pescar după ce a văzut 15 cadavre care pluteau pe apă. Președintele Emmanuel Macron a declarat că nu va permite transformarea canalului Mânecii într-un cimitir. La scurt timp și premierul britanic a atras atenția asupra pericolelor la care se expun cei care traversează ilegal canalul Mânecii, mai ales în această perioada anului. But I also want to say that this disaster underscores how dangerous it is to cross the channel in this way. And it also shows how vital it is that we now step up our efforts to break the business model of the gangsters who are sending people to sea in this way. Dacă la noi școala online creează probleme atât profesorilor cât și elevilor, în Coreea de Sud situația este total diferită. Acolo copiii cresc în preajma roboților încă de la grădiniță. De curând, autoritățile de la Seul au început un proiect prin care cei mici pot învăța lecțiile direct de la un roboțel. Alpha Mini, căci așa au fost denumiți, au înălțime de 24,5 cm, pot spune povești și pot dansa. Ba mai mult, sunt programați să predea lecții de Kung Fu. Proiectul a fost deja implementat în peste 300 de grădinițe. Francisca Susano, cea despre care s-a spus că ar fi fost cea mai bătrână femeie din lume, a murit la vârsta de 124 de ani. Ea a declarat în nenumărate rânduri că s-a născut pe 11 septembrie 1897 în Filipine și că ar fi fost singura persoană din lume care s-a născut în secolul al XIX-lea. Reprezentanții Guinness Book au declarat că în prezent verifică informația potrivit căreia Francisca Susano ar fi fost cea mai în vârstă femeie din lume. Și aceasta a fost a doua oră de Focus la Prima Oră. Dar ne revedem în câteva minute la Nou Fix. Vă reamintim că ne găsiți pe Facebook, Focus la Prima Oră, pe WhatsApp și Telegram la numărul de telefon 0720-111-199, dar și pe site-ul nostru, focusprimatv.ro. Sau ne puteți urmări și pe primaplay.ro, e platforma noastră de conținut digital. Rămâi așadar pe Prima TV, noi revenim imediat. Iată că astăzi avem speranța că vom avea guvern. Guvernul Ciucă va fi votat astăzi. A trecut destul de repede de comisii. Astăzi se votează în plen cu siguranță pentru că există o majoritate, ceea ce înseamnă că vom intra după aia într-un normal pe care îl așteptăm de, nu știu, două luni, poate și mai bine chiar. Cu siguranță, da. E ora 9, am revenit. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei dimineți. Americanii de la baza Cogălniceanu au fost jefuiți de români. Procurorii DIICOT au audiat mai multe persoane suspecte că ar fi furat timp de 4 ani motorină în valoare de 2 milioane de dolari din baza militară. Patriarhul Daniel a anunțat că s-a vaccinat anticovid. Șeful Bisericii Ortodoxe Române i-a îndemnat pe credincioși să asculte de sfaturile medicilor. Toți miniștrii propuși de alianța PNL-PSD-UDMR au primit avizul comisiilor parlamentare de specialitate. Astăzi, guvernul Ciucă va fi votat în plenul Parlamentului. Și mii de oameni au luat cu asalt străzile marilor orașe din Turcia după ce moneda națională s-a devalorizat brusc. Protestatarii au cerut demisia președintelui Erdogan. Apar noi informații despre tânăra de 18 ani care a sărit pe geam de la etajul 8 al unui bloc din Baia Mare. Se pare că aceasta s-ar fi certat cu părinții care nu erau de acord cu relația pe care o avea cu o altă fată. A supraviețuit căderii în gol, însă acum este internată în comă la spital, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de a supraviețui. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Sunt imagini filmate la scurt timp după ce Alexandra a încercat să-și pună capăt zilelor. Relatările apropiaților arată că acesta este doar punctul culminant al dramei pe care o traversa fata. Iar a respinsă de părinți după ce în urmă cu jumătate de ani se mutase în locuința unei fete alături de care trăia o poveste de dragoste. Cel mai probabil într-un moment de rătăcire singură în casă, Alexandra a sărit în gol de la etajul 8. A fost preluată imediat de un echipaj smurt care a dus-o la spitalul din Baia Mare. Stare generală gravă, stare de șoc post-traumatic cu
pneumotorace, care a fost rezolvat în serviciul de urgență, fractură de bazin, fractură de membre inferioare. Având în vedere starea generală, stare de comă, intubată, în cursul dimineții s-a făcut o reevaluare tomografică a bolnavei, motiv pentru care echipa de chirurgi a intrat în sala de operație pentru hemoragie internă. Prognosticul este rezervat. Refuzul părinților de a o mai primi înapoi acasă este văzut de specialiști drept principalul motiv care a dus la gestul sinucigaș. Când copilul tău are probleme, în loc să-i fie alături, îl îndepărtezi și spui nu te primesc acasă pentru că orientarea ta este diferită față de ce cred eu. Este clar că a cântărit foarte mult în decizia fetei pentru că s-a simțit singură și abandonată. Respingerea și lipsa de înțelegere din partea părinților pot provoca traume adânci, arată psihologii. De foarte multe ori părinții au ideea de mă faci de râs sau ce să zică lumea și mai ales diferența aceasta de generații le este foarte greu să conștientizeze că până la urmă este o alegere a copilului, nu este ceva genetic care se poate schimba, ar trebui să încerce să înțeleagă, să comunice în primul rând, dar cel mai important ar fi să meargă împreună la psiholog pentru a realiza calea aceasta de mijloc de mediere. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili cu exactitate împrejurările care au dus la tentativa de suicid a fetei. La aproape un an de la debutul pandemiei de vaccinare anticovid în România, Patriarhul Daniel a confirmat că s-a imunizat. Anunțul șefului Bisericii Ortodoxe Române a fost făcut în Parlamentul României, unde Patriarhul a fost invitat la ședința solemnă a Parlamentului cu ocazia zilei de 1 decembrie. Un eveniment la care intrarea s-a făcut exclusiv pe baza certificatului verde. Să facă ascultare de medici. Șeful Bisericii Ortodoxe Române nu a vrut să ofere mai multe informații, însă cel mai probabil ale serul Pfizer sau Moderna, care se administrează în două doze. Patriarhul i-a îndemnat pe credincioșii români să asculte sfaturile medicilor. Două persoane din Pitești, tată și fiică, au scăpat ca prin minune după ce mașina în care se aflau a fost izbită în plin de un tir. Cele două victime, tânăra de 18 ani care era la volan și tatăl său în vârstă de 50 de ani, au reușit să iasă singure din mașină. Șoferița a fost transportată de urgență la spital cu traumatism craniofacial, dureri toracice și lovituri la mâini. Grav accident de circulație aseară în localitatea Dumbrăvicioara din județul Mureș. Trei bărbați și o femeie au ajuns în stare gravă la spital după ce două mașini au lovit o căruță. În urma impactului, unul dintre autoturisme s-a răsturnat. Pentru că a fost rănit, calul a fost eutanasiat de medicul veterinar venit la locul accidentului. Acțiune de amploare a procurorilor de ICOT pentru destructurarea rețelelor interlope care acționează în mai multe zone din țară. Peste 170 de suspecți au fost duși ieri la audieri după ce oamenii legii au făcut mai bine de 450 de percheziții. Pe lista celor mai spectaculoase intervenții a fost și prinderea unor interlopi din Constanța care au furat motorină în valoare de 2 milioane de dolari din baza militară americană de la Cogălnicean. Banda celor șapte români a acționat nestingherită în perimetrul bazei militare de la Mihail Cogălnicean începând cu anul 2017. Românii aveau complici în interior și cu ajutorul lor sustrăgeau motorina pe care americanii o foloseau pentru alimentarea generatoarelor de electricitate. Era o motorină de bună calitate care se vinde repede și bine pe piața neagră a combustibililor. Sustrăgeau mari cantități de motorină pe care o vindeau imediat ca să nu fie prinși cu marfa acasă. Când au văzut că afacerea le merge ca pe roate, ani de zile, românii și-au extins activitatea și în afara bazei militare, pe câmpurile de luptă. După ce au sesizat furturile, americanii au anunțat partenerii români. Procurorii DICOT i-au filat pe interlop și au bătut la ușă. Deschide poliția! Suspecții au fost aduși la audieri în capitală. Prejudiciul reclamat de partea americană se ridică la 2 milioane de dolari. Descinderea a avut loc și la Arad. 9 persoane au fost ridicate de procurori după ce s-a descoperit că introduceau ilegal în țară parfumuri contrafăcute în Turcia. De ce v-au chemat aici?
Membrii grupării acționau încă din 2020. Era o rețea foarte bine structurată. Preluau parfumurile de la transportatorii care le introduceau ilegal în țară, iar ulterior le expediau prin intermediul firmelor de curierat. O altă parte a grupării se ocupa de comercializarea produselor. Și aceste percheziții au făcut parte din operațiunea Ziua Z, în care sute de polițiști împreună cu procurori de ICOT au efectuat 457 de percheziții. Incident mai puțin obișnuit la audierile unor noi martori din dosarul crimelor de la Caracal. Avocata familiei Melencu a acuzat-o pe Tudorița Măceșanu, mama Alexandrei, că refuză să ceară probe autorităților. La termenul de ieri al procesului, judecătorii au mai audiat trei martori, printre care și Remus Rădoi, bărbatul care i-a sunat pe polițiști pentru a le da detalii în legătură cu locul unde s-ar fi aflat Alexandra Măceșanu. În luna ianuarie a anului trecut, procurorii de ICOT l-au trimis în judecată pe Gheorghe Dincă pentru trafic de persoane, viol, omor calificat și profanare de cadavre. În același dosar, Ștefan Risipițeanu, vecinul lui Dincă, este acuzat de viol. Am solicitat să mi se facă o adresă, să-mi dea originalele suporturilor de la operatorii de telefonie mobilă. Și judecătoarea a zis că această cerere o poate face numai mama Alexandrei prin apărătorul său. Lucru pe care mama Alexandrei a refuzat categoric. Și a spus, dacă nu îți soliciți probe să-ți cauți fata, înseamnă că știi unde e. În momentul în care îți dispare copilul, îl faci pe dracu în patru să ți-l cauți. Părinții ăștia și bunicii Luizei aleargă disperat să-și caute fata. Mama Alexandrei refuză să ceară probe. Eu mă gândesc că aici este altceva, cu totul altceva decât se încearcă a se acredita în public. Este un comportament neadecvat și nu face decât să pună presiune în continuare pe mama Alexandrei, care este deja și destul de traumatizată de lipsa fetei. Ministerul Finanțelor a publicat aseară proiectul de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetară. În documentul afișat pe site-ul Ministerului există alocări semnificative pentru Ministerul Sănătății, al Muncii și al Finanțelor, dar și scăderi la agricultură și transporturi. Proiectul mai prevede un plus de 727 de milioane de lei la fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului. În proiectul de rectificare se mai arată că veniturile estimate pentru anul în curs cresc cu 1,11 miliarde de lei, iar deficitul bugetar se menține la 7,13% din PIB. Datele despre vreme. Sper că acum vorbește de soare, că de dimineață era deja ne-am omit, ne-a spus că e soare astăzi. Bună, nu? Dimineața, bună dimineața tuturor. Dar astăzi avem vreme normală pentru această perioadă. De mâine se încălzește, iar sâmbătă temperaturile vor fi mai calde decât, mai ridicate decât ar trebui. Oricum, voiam să vă întreb așa, nu mă întrebați cum va fi de Crăciun, pentru că nu știu să vă spun acum. Atunci spune ce întrebăm. Se întâmplă de Paște. Vă spun de pe mai e și până atunci. Da, vă dați seama că suntem în 25 și de astăzi fix, într-o lună, da, vine Crăciunul. Da. Da. Până atunci să ne bucurăm de vreme frumoasă. Ninge, da, nu ninge? Da, da. Mai ai fiu. O să vă spun data viitoare. Deocamdată vedem ce se întâmplă astăzi în țară. Așadar, vremea va fi normală pentru această dată în cea mai mare parte a României. Iată, cu maxime cuprinse între 2 și 12 grade, se va nora în sud-est și sud-vest, în timp ce în restul teritoriului o să vedem și soarele din când în când. Vântul o să sufle mai tare în Moldova, sudul Banatului și în zona Carpaților Meridional, iar pe alocuri acum de dimineață ar putea să apară ceață. Mâine cresc temperaturile în aproape toată țara, mai puțin în partea de sud-vest, unde rămâne rece. Se va înnora treptat și va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Transilvania, iar pe arii restrânse în Moldova. Așadar, sunt anunțate ploi în aproape tot teritoriul. La altitudini mari așteptăm Lapoviță și ninsoare, dar și intensificări ale vântului. Vânt mai puternic o să fie și pe crestele meridionalilor, vorbim de rafale de 80-90 de kilometri pe oră, dar și în Banat, Moldova și pe litoral. În aceste zone însă o să bată vântul cu viteze mai mici. Maximele vor fi cuprinse mâine între 6 și 13 grade. Și în București se anunță o zi normală din punct de vedere termic. Temperatura maximă va ajunge până la 10 grade doar de dimineață. Vremea va fi mai închisă pentru că sunt condiții de ceață. Însă pe parcursul zilei o să vedem și soarele și l-am și văzut mai devreme pentru că a ieșit. De vineri începe să se încălzească, numai că spre seară norii vor acoperi cerul și sunt șanse să plouă. Temperatura maximă în creștere va fi de 11 grade. Iar sâmbătă, să știți că o să fie de-a dreptul frumos
fost mai cald decât ar trebui să fie pentru sfârșit de noiembrie. Vântul o să bată slab și cerul va fi senin în cea mai mare parte a zilei, cu unele înnorări dimineața și seara. Temperatura maximă urcă până la 14, chiar 15 grade. Mergem la munte acum. Și aici cresc valorile termice. Sunt anunțați nori în masivele sudvestice, dar în restul zonelor cerul va fi variabil. Dimineața pe văi și în depresiuni se va forma ceață. La predeal vor fi 3 grade, la Păltiniș 4 grade, la Stâna de Vale 6 și la Sinaia doar 1 grad astăzi. Mă întorc la voi. Mulțumim, Georgia. Dacă urmărești programele Prima TV, vei găsi cuvintele indicii. Înscrie două dintre ele diferite pe primatv.ro în secțiunea dedicată concursului și poți fi câștigător. Câștigătoarea zilei de ieri este Neculina Paraipan din județul Iași. Aici, în focus la prima oră, afli în fiecare dimineață cine este cel care a câștigat premiul din ziua anterioară. Ține-te de cuvânt și câștigă premii super tari cu Prima TV. Să obții permisul auto nu este chiar atât de ușor. De multe ori, chestionarele cuprind întrebări capcană. Luci Popa, colegul nostru de la emisiunea Coloană de Direcție, a găsit 5 dintre întrebările la care foarte mulți greșesc răspunsul corect. Care sunt acestea, aflăm chiar acum în cadrul știrilor, la rubrica Coloana de Direcție. Hei, bună dimineața și bine ați venit la Coloana de Direcție. Eu sunt Luci Popa, iar aici, în fiecare dimineață, la Focus la Prima Oră, încercăm să dezbatem și să analizăm cele mai importante știri din domeniul auto. Astăzi însă am un material ceva mai interesant. Cei de la Auto Expert au făcut un top cu cele mai greșite 5 întrebări din chestionarele auto. Hai să începem. Viteza trebuie redusă obligatoriu la A. trecerile de pietoni, B. semnalul polițistului de frontieră, C. la întâlnirea indicatorului cedează trecerea. Cu toate că mulți o să fie tentați să bifeze toate răspunsurile, adică A, B, C, răspunsurile corecte sunt doar B și C, deoarece nu este obligatoriu să încetinești la trecerile de pietoni dacă nu există un pieton angrenat în trecere. A doua întrebare. Situațiile în care nu se poate circula cu un autoturism sunt A. dacă se depășește masa maximă admisă, înscrisă în certificatul de înmatriculare, dacă anvelopele sunt de mărimi și caracteristici diferite față de cele înscrise pe certificat, C. dacă autovehiculul depășește înălțimea înscrisă în certificatul de înmatriculare. Simplu. Probabil că veți crede că sunt toate. Dar, ei bine, nu e așa. Nu există nicio restricție cu privire la înălțimea autovehiculului. Însă, aveți restricții dacă se depășește masa maximă admisă, pentru că mașina nu mai poate vira și frâna corespunzător, și dacă anvelopele sunt de mărimi diferite, pentru că afectează frânarea și manevrabilitatea. Dar, în ceea ce privește înălțimea, nu avem nicio restricție. Care sunt situațiile în care ar trebui redusă viteza? A. La trecerea la nivel cu cale ferată, curentă cu barieră. B. La trecerea la nivel cu cale ferată, curentă fără barieră. C. La trecerea la nivel cu cale ferată, curentă industrială. Ei bine, aceasta este una dintre cele mai dificile întrebări, pentru că răspunsul corect este doar A. Trebuie să reduci viteza la trecerea la nivel cu cale ferată curentă cu barieră, pentru că la celelalte ești obligat să oprești. Și mulți șoferi nu opresc, ci doar încetinesc la celelalte două treceri de cale ferată. 4. Cum se semnalizează faptul că autovehiculul a rămas în pană pe partea carosabilă? A. Prin folosirea luminilor de poziție. 2. Prin instalarea triunghiurilor reflectorizante și prin folosirea luminilor de avarie. C. Prin purtarea vestei reflectorizante. Ați putea crede că sunt toate. A. Prin folosirea luminilor de poziție. Corect. B. Prin instalarea triunghiurilor reflectorizante și folosirea luminilor de avarie. Corect. Ce, prin purtarea vestei reflectorizante? Ei bine, nu. Vesta reflectorizantă nu este obligatorie, însă este recomandată. Și 5, ultima întrebare. Ce riscă un conducător auto dacă are defecțiuni grave la mecanismul de direcție al autovehiculului? A. Amendă contravențională, reținerea certificatului de matriculare, reținerea permisului de conducere. B. Amendă contravențională. C. Amendă contravențională și reținerea certificatului de matriculare. Ați putea crede că este vorba de amendă contravențională, corect, și de reținerea certificatului de matriculare. Ei bine, nu. Răspunsul corect este A. Se rețin permisul, se reține certificatul și primesc și amendă contravențională. Deci țineți minte, dacă aveți sistemul de direcție defect la mașina dumneavoastră, nu veți gândi că veți scăpa doar cu o amendă contravențională și cu ridicarea certificatului de înmatriculare, pe care oricum îl puteți lua înapoi după ce faceți rarul la mașină. Ei bine, nu, rămâneți și fără permis. Rămâneți în drum, fără certificat la mașină și cu amendă. Așa că aveți grijă
și asigurați-vă că mașina voastră se află într-o stare tehnică ireproșabilă. Acesta a fost materialul de astăzi. A fost fun și educativ. Mie mi-a plăcut, îmi plac astfel de întrebări. Sper că ați învățat ceva și ne vedem mâine la aceeași oră, aici la Focus la prima oră. Sau urmează weekendul, urmează coloana de direcție la Prima TV la ora 12. Noul guvern PNL, PSD, UDMR își prezintă astăzi programul de guvernare în plenul Parlamentului. Cât de capabili sunt cei care vor ocupa fotoliile de miniștri, aflăm după publicitate de la Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației. Până când revenim, rămâneți cu Cronica Expresa Zilei. Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată care sunt cele mai importante știri ale acestei ore. Americanii de la baza Cogălniceanu au fost jefuiți de români. Procurorii DICOT au audiat mai multe persoane suspecte că ar fi furat timp de 4 ani motorină în valoare de 2 milioane de dolari din baza militară. Patriarhul Daniel a anunțat că s-a vaccinat anticovid. Șeful Bisericii Ortodoxe Române i-a îndemnat pe credincios să asculte de sfaturile medicilor. Toți miniștrii propuși de Alianța PNL, PSD, UDMR au primit avizul comisiilor parlamentare de specialitate. Astăzi, guvernul Ciucă va fi votat în plenul Parlamentului. Mii de oameni au luat cu asalt străzile marilor orașe din Turcia după ce moneda națională s-a devalorizat brusc. Protestatarii au cerut demisia președintelui Erdogan. Procurorii de ICOT au descins și la adrese din Galați și Brăila astăzi. Zeci de suspecți de proxenetism au fost reținuți pentru că ar fi racolat mai multe fete minore pe care le băteau și apoi le forțau să se prostitueze. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Grupa de proxenezi din Galați vizată de procuror s-a trezit cu polițiștii la ușă. Scene similare au avut loc și în Brăila. Tinerele care au căzut în plasa infractorilor provin din familii destrămate sau cu o situație materială precară. Ademenite de un câștig iluzoriu sau racolate cu forța, fetele ajungeau să fie obligate să se prostitueze, pe stradă sau în locuințe închiriate de traficanți. Banii nu ajungeau niciodată la victime. Ieșirea la iveală acestei situații a revoltat pe oameni. Pedepse mai mari și schimbate multe reguli. E normal ca în 2021 să se mai întâmple așa ceva? Eu zic că nu. Trebuie legi mai aspri, în primul rând aprobarea pedepsei capitale. Și, bineînțeles, mai multe patrulii pe stradă, pentru că, vedeți și noastră, nu avem siguranță. Ce-i mai rău? Și pe scaunul electric. Că-l bagi în pușcării, scrii o carte, faci 2-3 ani, ieși. Mulți se tem pentru siguranța propriilor copii. Păi merită să se închiși acolo unde trebuie. Femeii bătrâne vin și le iau de la școală, că tot de frica asta. Să nu iei, să-i ducă pe undeva. Închisoare, ce să merite? Cum să ia copiii? Indiferent cum ar fi copilul, că-i sărac, că-i bogat, că nu se merită să-i aplici tratamentul ăsta. 25 de persoane au fost aduse cu mandat la sediul DICOT Galați, iar alte 29 au fost audiate la sediul teritorial al DICOT Brăila. Un bărbat în vârstă de 38 de ani a fost reținut după ce a profitat de naivitatea mai multor adolescente pe care le convingea să se lase filmate în ipostaze intime. Acesta a postat contracost clipuri cu tente sexuale pe diverse rețele sociale și doar o mică parte din bani ajungeau în buzunarul fetelor. Bun, trezit de dimineață de la poliție. Da. Polițiștii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Timiș au aflat de afacerea pusă la cale de timișorean de la tatăl uneia dintre fete. Oamenii legii au reușit să-l depisteze pe individ și au început să-l monitorizeze. Apoi au descins atât la locuința tânărului, cât și la un alt apartament din Timișoara, unde se bănuiește că ar fi fost înființat un studio de videochat. Și totuși, de ce te-au luat poliția? Mă duc să aflu la... Nu ți-au spus nimica? Încă nu. Dar tu te știi vinovat cu ceva? Polițiștii au aflat că tânărul a racolat mai multe tinere pe care le-a convins că pot câștiga ușor bani dacă se dezbracă în fața unei camere video conectată la un chat de pe o rețea de socializare. Cele 4 victime au fost până acum identificate, fetele având vârste cuprinse între 15 și 16 ani. Câștigai bani de pe urma fetelor. Cum le-ai găsit pe fete? Banii pentru întâlnirile online dintre copile și clienți intrau în contul timișoreanului. Fetele primeau doar câteva zeci de lei. Eu nu intram la el în cameră. Deci, dacă ați fost și dincolo, aia casa aia i-am dat-o lui, iar lui, și el face ce vrea acolo. Are 38 de ani. Credeți că ar fi în stare de așa ceva? Vorbim de fete tinere, 15, 16, 17 ani. Sincer spun, nu cred că e în stare. Atât fetele cât și suspectul au fost audiați la sediul DICOT Timișoara. Oamenii legii au ridicat și din locuința tânărului un calculator, o unitate de stocare, dar și un telefon.
Premiere pe piața de carte din România. Editura care a publicat romanul actorului George Burcea a retras volumul de la vânzare. Decizia a fost luată după ce scriitorul a instigat la violență împotriva femeilor într-un live pe o rețea socială. În mod bizar, cartea scrisă de George Burcea este tocmai despre violența domestică care i-a marcat copilăria. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Eu sunt pentru înțelegere și dragoste și, nu știu, înțelegerea cuplului. Și voi mă jurați că eu gătesc? Voi mă jigniți că eu gătesc? Păi, fetelor, sincer vă spun, repet și închid cu lucrul ăsta. Vă doresc să aveți bărbați care, în momentul în care vin de la muncă, să vă ia la palmă. Cu mese, cu scaune, cu capace, cum îmi dădea bunicii mele. Vă doresc capace în cap, sincer, că asta meritați. Se pare că unele femei asta merită, bro. Este mesajul transmis într-un live pe Instagram de George Burcea, actor și autor al cărții Scrisoare pentru Ceaușescu, care tratează chiar subiectul violenței în familie. Dragilor, dacă nu e ciorba fierbinte sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro! Bateți-le, că asta merită probabil, iertați-mă! Să ajung pe tot TikTok-ul și pe tot internetul. În urma acestor mesaje, editura a decis să retragă de pe piață romanul scris de George Burcea. Am luat decizia firească, mi se pare, adică nu vreau să fiu transformat în nu știu ce. E chiar o decizie firească de a întrerupe această colaborare și de a-și vedea fiecare de drumul. E într-adevăr o pierdere financiară semnificativă, dar până la urmă e un titlu. O editură nu stă într-un singur titlu. Cartea a fost tipărită în 5.000 de exemplare și devenise bestsellerul editurii în luna octombrie. Romanul este inspirat din viața lui George Burcea și prezintă situațiile cumplite prin care mama sa, terorizată de soț, a trecut, dar și efectul acestor traume asupra copiilor. Tocmai de aceea, comentariile de acum ale actorului sunt greu de înțeles. Eu știu că el este împotriva lucrul ăsta, că doar de aia și scrie. Și cartea a fost un moment nefericit, dar care pentru mine nu are scuze și pentru peste care eu nu voi trece și nici partenerii mei, că am discutat și cu librăriile. La câteva ore după live, George Burcea a publicat un mesaj prin care își cerea iertare. În urma unui val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care mi-este rușine. Am greșit în felul în care m-am exprimat. Am greșit în felul în care am reacționat. Dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furie cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste nici mie și nici unei femei, a scris Burcea, care a adăugat că ce a spus este impardonabil. George Burcea a fost căsătorit cu artista Andreea Bălan, alături de care are două fetițe. De profesie actor, a jucat inclusiv pe scena Teatrului Național, iar recent a fost distribuit în serialul Familia Adams, regizat de Tim Burton. Colegul nostru Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea Nației, este acum alături de noi. Familia Adams a jucat ăsta? Da. Bună dimineața, bine venit. Cu domnul Vâlceanu, nu? Așa, neața. Băi, am și eu o problemă. Deci eu vin de la Ploiești, când vin în fiecare dimineață, de 10 ani deja. Și aici cu autostrada asta, deci vii într-o joi super ok, n-ai nicio problemă. Și într-o joi, de când ieși din autostradă până la voi, ceea ce înseamnă maxim 400 de metri, ceva de genul ăsta. Adică nu e... Așa, faci 25 de minute... Și nu înțelegi de ce? Da, nu, și aș vrea să vă întreb cine dracu v-a lucrat aici așa, cu străzile astea, cu... E o chestiune specială. Vorbim cu nou guvern, da. Poate... La ora 10 astăzi intră în plenul Parlamentului guvernul care era trecut cu brio după ce... Nu, asta mă interesează. Pe mine mă interesează diseară. Așa. Să văd în ce țară urmează să-mi cresc copiii. Este asta țara în care ministrul familiei ciocnește șampanie cu traficantul de copii sau nu? E o întrebare. Înțelegi? E o întrebare dură. Asta vreau să aflu. Asta vreau eu să aflu. Dar nu și-a găsit, că am înțeles că diseară chiar merg la Cotroceni. La... Păi, adică eu credeam că Iohărința o să-și găsească o conferință a greierilor care s-au împrietenit cu Melci, ceva de genul ăsta. E un program de guvernare care undeva. Ne spunea Adriana. Da, vorbeam cu Adriana, 270 și ceva de pagini are programul de guvernare. Hai, e o carte... Ei au astea, știi cum se face chestia asta? Bă, hai că facem... Și sună niște băieți care au făcut toate programele de guvernare de 30 de ani. Niște băieți, sunt funcționari, plătiți de noi, de statul român, sunt pe la Parlament, pe acolo. Și adună ăia niște oameni super ok, înțeleg? Adună, băi, hai, mă încropiți, băi. Și iau din alea, nu știu ce, cât aveți. Avem unul de 268 de pagini. Ok, punem pagina de sus, pagina de jos, gata, l-am făcut de 270, dă-i drum. Un rahat. Da, ei sunt față și asumă povestea asta, nu?
Așa pare că și-a sumă. Ești nebun, serios. Sunt un pic nebun pentru că îmi place să cred că atunci când ești cu un program de guvernare... Ce program mai contează? Niciun program. Acum trebuie să vii. Trebuie să nu mai poți să ieși ca unii de... Noi am dat aseară la emisiune imaginile cu Șova când desena la autostrăzi. Vă mai aduceți aminte? Da. Ministerul Marilor Proiecte. Da. Bă, nu te mai cred. Am depășit deja povestea Petrică cu lupul. Da, am depășit-o de foarte mult timp. Adică, bă, nu mai poți să mai strigi acum, nu mai vine nimeni, nu mai... Asta mi-arăți un program că te faci de râs. Când îmi spui că ai un program de 20 de pagini, nu faci decât să te faci de râs pur și simplu. Bun, dar totuși hai să vorbim pe persoană fizică, Dragoș. Cum ți se par oamenii, miniștrii propuși? Vor face treabă? Sunt puși acolo pentru că... Am funcțional, Ianța. Nu, asta la fel cum există un program la mișto, există o miniștri la mișto. Cabinetul ăsta tot este format din oameni mediocri și submediocri. Adică ăștia sunt acești oameni. E adevărat, atât poate să producă această chestie căreia noi spunem democrație. Deși noi nu mai avem, în opinia mea, niciun motiv, dacă ar exista un manual de utilizare sau un manual de ăsta de autorizare pentru o țară, da? Noi nu putem să ne calificăm la statutul ăsta. Deci nu aveam pe cineva mai bun? Sau cum au fost ei aleși? Oameni buni sunt. Nu sunt oameni buni din care să alegi băieți care să conducă aceste ministere. Cum au fost aleși? Sunt ei între ei acolo. Nu există. Adică acum, dacă mie îmi spune cineva că pe Bode, de pildă, nu-l țin... Deci pe Bode nici NATO nu... Sau doar NATO, cred că mai poți să-l dea jos. Să sune unul de la NATO și să zică, bă, dați-l pe ăla de acolo, că nu mai vrem nici noi să-l ținem acolo. Dar în rest nu poți să-l dea jos nimeni. Adică un cabinet... Deci acum era o situație extraordinară să scap de niște oameni care și-au dovedit limitele așa, cu vârf și îndesat. Dar nu s-a dorit. Bode. Tâmpeanul ăsta de la educație. Deci toți oamenii ăștia nu mai aveau ce să caute. Înțeleg? Adică uite cum a fost cu faza cu Anisie, de pildă, la educație. Bă, a fost chestia aia, nu știu ce, aia au văzut. Bă, stai femeie, ești pământ de flori, serios. Hai, du-te, lasă așa, hai că aducem balce. Bă, l-a adus pe ăsta care a dovedit că nici măcar nu-l interesează. Ai văzut cum vorbește așa tot timpul când vorbește la televizor, peste tot? Are, bă, nu poți să fii ministru al educației și să fii atât de lipsit de orice fel de carismă. Nu poți, un ministru lucrează cu imagini. Noi lucrăm toți oamenii, alegătorii cu percepții publice. Ne uităm la oameni, bă, de ăsta îmi place, de ăsta nu-mi place, ăsta... Bă, tu nu poți să răspunzi mereu ca și cum te-ai ridicat de pe WC-ul cu forța, mă, și tu tocmai urma să faci ceva acolo și noi te-am ridicat să ne zici ceva la televizor. Și este, are așa o scârbă de asta în el, deci când îl suni, așa e... Ce dracu, mă, de ce mă întreb? Hai că sunteți stâmpiți toți, duceți-vă dracu, știi? El, fratele, tata plagi creatorilor de pe planeta asta. Bă, nu se poate așa ceva. Și ce, la fel, Vâlceanul ăla nu-i găsește acolo, îl treci dincolo, aia oameni care... ideea e, bă, te pricep vreun pic la rahatul ăsta pe care... Uite. Adică, oricine poate să fie ministru la orice, mă, și mai întreb ceva. Există, mă, vreo limită în țară? Adică avem și noi o limită, că noi vedem mutându-se limita mereu. De 30 de ani noi asta vedem. Există că zici, bă, gata, până ai mai nasol, de atât nu se poate. E, uite că se poate, mă, se poate să autorizezi orice, se poate să expui la incendiu orice spital, se poate să faci orice, limita e împinsă mereu mai încolo și ne uităm cum ea se duce. Toată lumea așteaptă, bă, stai puțin, trebuie să existe o limită. Nu. Asta am venit în dimineața asta să vă spun, bă, nu există nicio limită. Asta nu e țară. O țară care n-are nicio limită nu e o țară, n-are cum să funcționeze ca o țară. Iar asta că acum vine un guvern... și-a unit ăștia incompetența și pe mine mă îngrijorează foarte tare. Nu, ce faci? Iată, PSD-ul și-a revenit extraordinar. Extraordinar. Adică după ce a făcut Grindeanu, că s-a închis... Bă, ăsta s-a închis în Palatul Victoria cu Ponta, da? Și acum a ajuns din nou vicepremier și ministru. Da, da, da. Bă, suntem nebuni. Facem, asta e definiția nebuniei. Facem fix aceleași lucruri așteptând alte rezultate. Asta e definiția nebuniei. Deci un om pe care l-ai scos acolo, mai aveai puțin și trimiteai jandarmii să-l scoată, că să ținea de scaun acolo, nu voia să plece, da? Că îl dădea partidul afară. Ăsta este acum vicepremier, după ce a câștigat la aia, l-a avut sinecura aia la Ancom cu sute de milioane de lei, cu nu știu ce. Deci ăștia sunt băieții. Unde să te ducă?
Băieți, fete, eu vreau aceștia, să știu ce nu, face... Nu, fete nu, doar băieți. Ce face Ministerul Familiei? Uite, noi doar băieți, suntem deci familiști, amândoi de, vrem... Deci nu se poate așa ceva să faci, deci peste tot în lume. Noi nu suntem nici la niște kilometri depărtare de orice fel de idee de civilizație. Ideea de civilizație în zilele noastre presupune egalitatea de gen. Nu poți să o faci, măcar să fii undeva acolo. Nu mai există delegație, căutați state de afară, nu mai vorbesc ăștia care sunt foarte avansați, dar nu mai există delegație care să nu aibă acolo măcar, bă, ok, măcar, nu știu, 35, 65, 40, 60, 55, bă, dacă nu poți, jumate, jumate. Dar nu se poate să fii. Deci și atunci vorba Irinei, se va întâmpla ceva pentru că a apărut acest minister al familiei? Nu, asta e periculos, se poate întâmpla ceva rău. Adică, ceva bun, foarte rău se poate întâmpla. Adică, eu interzicerea avorturilor, exact. Înțelegi, toate nenorocirile astea care se întâmplă pe la alții, vezi cazul Poloniei, vezi, se pot întâmpla la noi. Oricum la noi avortul e aproape interzis, pentru că o grămadă de medici absolut... n-aș vrea să mai vorbesc urât așa câteodată. E complicat. Doar, așa, o grămadă de medici refuză să facă proiectul, că zic, domnule, eu nu cred așa. Am văzut ce face Grecia. Iată, apropo de sistemul ăsta de stat, că astea sunt, mi se par niște teme senzaționale. Mai avem măcar 2-3 minute? 2-3. Pentru astea două. Bă, Grecia îi obligă pe medicii din sistemul privat să meargă acolo. Bă, ești obligat. Nu? Pleacă-mă în altă parte, lasă-ne în pace. N-avem nevoie de astfel de oameni care au depus acest jurământ, dar au zis, bă, doar o să încasez. Acel jurământ presupune niște obligații și o responsabilitate extraordinară față de ceilalți. Că de-aia te faci medic, de-aia te faci și profesor, de-aia te faci... Da, ai o responsabilitate față de ceilalți. Și a doua chestiune care iar a doua chestiune senzațională, aș vrea să salutăm acest capitalism extraordinar care există, pentru că după 31 de ani, băncile din România anunță cel mai mare profit. Deci în anul în care populația acestei țări o duce cel mai prost, băncile au cel mai mare. Deci nu că fac bani, că fac profit, că mai au, o să-i auzi. Cel mai mare profit. Bă, fac cel mai mare profit. Suntem absolut idioți. Și stăm și ne uităm. Ba mai mult sunt unii care când aud așa ceva din gura mea sau altora, zic, pe ce vrei mă, de-aia sunt să facă profit. Deci nu înțelegem că acești cămătari legali profită de problemele și de sărăcia noastră. Dragoș, diseară vorbești și despre furtul de motorină? Nu, am vorbit aseară despre furtul de motorină și cum noi ne putem apăra fără niciun fel de probleme. Adică așteptăm asta, am zis și aseară, așteptăm știrile alea care vor apărea cu 4 adolescenți au plecat de la majorat, s-au îmbătat, au furat scutul de la DVS, l-au bătut toată armata americană și s-au dus să tragă după vrăbii. Că și cine asta... devine? Din nou diseară la 22-30. Devine, îți dai seama că ea lucrau și cu, adică ce americanii aia crezi că haide să vedem, nu, sunt adevărate toate lucrurile care circulă despre inteligența americanilor. Mulțumim, Dragoș. Așa. Aceasta a fost ultima oră de focus la Prima Oră. Rămâi pe Prima TV pentru că de la ora 14 ai știrile după amiezii prezentate de colega noastră Livia Graur. De la ora 16 Cristi Brancu te invită să afli secretele vedetelor la Exclusiv VIP. Iar de la ora 20 Florin Călinescu îți oferă porția zilnică de pamflet, divertisment și premii numai la Florin Călinescu Show. Pe noi ne puteți găsi pe Facebook și pe WhatsApp la numărul de telefon 0720111199 și nu uitați nici de Dragoș. Dragoș, te rog, prezintă-te. 22:30. Da, așa. Noi ne întâlnim cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor, mâine dimineață la 7 fix. Zi bună să aveți! La revedere! Acest program poate fi urmărit și pe primaplay.ro.